Dar dumneavoastră pe... majoritatea dăților într-un context favorabil nou.
Avem așadar și sprijinul Comisiei Europene. Reprezentanța Comisiei Europene se află alături de noi și aș dori să-i mulțumesc pentru sprijinul acordat doamnei ambasador Angela Crisca, care este o prezență necesară în spațiul public din România și apreciată, fiind de fiecare dată atât prin reprezentanță, cât și personal de data să sprijine idei de valoare și soluții de care țara noastră are nevoie. Trăim într-o țară care înțelege nevoia apartenenței la Uniunea Europeană. Suntem încă un model de urmat din multe puncte de vedere, dar avem foarte multe lucruri de oferit celor care încă se află în această țară sau celor care doresc să se întoarcă la Uniunea Europeană. Și printre cei care se află încă în această țară, vă aflați și dumneavoastră, în primul rând, tinerii care au răspuns aceste invitații la o dezbatere legată despre viitorul tinerilor europeni. Suntem în Uniunea Europeană de mai bine de 10 ani de zile, așteptăm încă soluții și astăzi ne-am propus ca alături de dumneavoastră să vedem care sunt soluțiile concrete la nivel local, la nivel național și la nivel european pe care dumneavoastră le aveți la îndemână și în mod special aș dori să-i mulțumesc pentru că a ales să fie alături de noi. Știm că există o ședință de guvern care mobilizează membrii executivului și atunci, cu atât mai mult, cred că vreau să îi adresăm mulțumirile noastre doamnei ministru al tineretului și sportului, doamna Ioana Bran. Cred că merită să și aplaudați. Este membru al executivului. Nu știu dacă este prima dată la un eveniment de acest calibru în Bacău, dar în orice caz cred că vom reuși împreună să generăm mai mult decât doar dialog. Veți avea ocazia să interacționați cu invitații noștri de astăzi. Poate vom reuși să aflăm și soluții. Tot despre soluții ne va vorbi și doamna Ana Bușoniu, director general adjunct în cadrul programului operațional Capital Uman, POCU, Ministerul Fondurilor Europene. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți prezentă. Îl avem și pe un reprezentant al dumneavoastră, un reprezentant al tinerilor, al studenților, domnul Marius Deacon, președinte al Alianței Naționale Organizațiilor Studențești din România. Și înțeleg că deja mi s-a alăturat doamna secretar de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, doamna Melania Gabriela Cioc. Bine ați venit, doamnă! Cunoaștem cu toții că drumul de la România nu se măsoară în kilometri, se măsoară în ore și timpul petrecut pe drum explică și intenția care noastră ați ajuns, cu siguranță și domnul Redel Robert Negoiță, șeful Delegației Naționale a României din cadrul Comitetului European al Regiunilor, mi se va alătura. Domnia sa este pe drum, dintr-un minut în altul urmează să ni se alăture. Pentru mine este o mare plăcere de asemenea de a saluta prezența alături de noi a unei personalități al lumii universitare din România, domnul profesor universitar, doctor inginer Carol Șinacovski, rector al Universității Vasile Alexandrii din Bacău. În urmă cu un an, de asemenea la o inițiativă sprijinită de reprezentanța Comisiei Europene România, dumneavoastră ați contribuit la o mai bună explicare a viitorului Europei, vorbind despre scenariile pe care șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, le lansase în dezbatere publică la nivel european. Am avut la Piața Neamț o dezbatere memorabilă în piața publică, alături de sute de oameni. Dumneavoastră ați avut ocazia atunci să le explicați care va fi impactul propunerilor Comisiei Europene față de viitorul Europei și sunt convins că ceea ce noi am discutat atunci i-a fost de folos domnului Juncker și poate nu întâmplător în discursul despre starea Uniunii am regăsit atunci și România menționată de atâtea ori. Alături de noi se află și o serie întreagă de reprezentanți și personalități din Bacău și vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Știu că este alături de noi atât prefectura prin intermediul domnului subprefect Valentin Ivancea, cât și Consiliul Județean prin intermediul domnului vicepreședinte Silviu Pravăț, de asemenea instituții importante precum Inspectoratul Județean de Poliție, reprezentat chiar de șeful instituției, domnul Cristian Vasile Orișan și domnul Conor Sandu Ion din cadrul grupei șeful grupei mobile de jandari.
alături de șeful Poliției Municipale Bacău, domnul Adrian Tuluc, și domnul rector Nicolae Lucu de la Universitatea George Bacovia, reprezentanții Federației de Tineri din Bacău, ai Ligii Studenților Universității Vasile Alexandri și a grupului de inițiativă Basaradan, se află alături de noi așadar și studenți de pe malul Veniți, de pe malul celălalt al Prutului, și știm cât de importantă este educația pentru pentru o mai bună relație cu frații noștri de peste Prut. De asemenea, marile licee și colegii din Bacău sunt aici reprezentate, precum și angajatorii. Aerostar, Agricola, Barleta, Transport Public, ESA, AJOFM, DGTS, precum și SIR Moldova. Am ținut să menționez toate aceste lucruri în semn de apreciere față de modul în care dumneavoastră ați înțeles să răspundeți nevoii de a comunica pe teme europene. Ați urmărit ceva mai devreme o serie întreagă de clipuri care menționau ceea ce s-a întâmplat până acum la nivel european și nevoia de dialog. Eu mă voi opri că am dat aici și îmi face o deosebit de plăcere. Mulțumim încă o dată pentru un sprijin extraordinar și implicare impresionantă din partea municipalității. Așadar, invitația cuvântul pe domnul primar al municipiului Bacău, membru al Delegației Naționale a României la Comitetul European al Regiunilor, domnul Cosmin Nepuna, aveți toate motivele să fiți mândru de dumneavoastră. Ne-am văzut de multe ori la Bruxelles, la întâlnirile Comitetului European al Regiunilor, acolo unde România este foarte bine reprezentată. Domnule primar, aveți cuvântul. Foarte clar,
și vor cercare și la nimic. Cred că a trecut un pic timpul și timpul nu ne mai așteaptă să ne punem întrebări sau să pasăm vina de pe unii pe ceilalți. Noi ar fi vrut mai mult, ceilalți ar fi vrut mai puțin. Nu știu care instituție nu reușește să ne înțeleagă sau noi nu reușim să înțelegem nu știu care instituție. Eu cred că nu se pune problema în momentul de față să ne punem întrebări dacă e bine sau nu e bine să fim în cadrul Uniunii Europene. Cred că această etapă este de mult depășită și beneficiile sunt extrem de evidente. Cred că cea mai importantă temă de discuție pe care o avem în momentul de față este legată de viitor. Ce vom face de aici încolo? Cum vom pregăti viitorul? Cei care suntem în momentul de față decideți politici, autorități locale, oameni care pot lua decizii. Pe de altă parte, e foarte important cum vedeți dumneavoastră, generația dumneavoastră, acest viitor. Nu este suficient să reabilitezi școli, nu este suficient să construiești grădinițe, nu este suficient să faci planuri de mobilitate, nu este suficient să dezvolți axa 4 privind mobilitatea urbană. Cred că toate aceste obiective pe care le vom realiza pe fondurile europene sau pe care le-am realizat pe fondurile europene, trebuie să le conștientizăm în primul și în primul rând ca și nevoie și ca ofertă pe care am primit-o din partea Uniunii Europene. De foarte multe ori a fost tentația autorităților locale, în general autorităților locale, o goană după atragerea de fonduri europene, dar de prea multe ori atragerea de fonduri europene reprezenta scopul în sine, nu obiectivul final. Ce se întâmplă cu acei bani? Care este beneficiul pe care îl are acel obiectiv pe care l-ai construit pentru orașul tău, pentru comuna ta, pentru satul X sau Y? Și de prea multe ori s-a pierdut esența. Autoritățile locale de foarte multe ori au plecat pe ideea doar de a atrage acele fonduri și pe aceea de a veni în fața oamenilor. Am atras 1 milion de euro. Am atras 500 de milioane de euro. Încă este tentația asta. Problema pe care trebuie să ne punem este ce facem cu acești bani și dacă acești bani sunt obiective care sunt necesare și viabile pentru comunitatea pe care o reprezint. Suntem încă în capitala tineretului din România. Până pe data de 2 mai, dacă nu mă înșel, când vom preda către Baia Mare, împreună cu colegii mei din Federația Tinerilor din Bacău, vom preda acest titlu. Să vă spun foarte puțin despre acest titlu, pentru că e foarte important să vedeți modalitatea prin care eu, împreună cu echipa mea, din Municipalitatea de Bacău, consider că trebuie să reacționăm și să relaționăm cu dumneavoastră tineri. Dumnealor au făcut cererea de candidatură, au prezentat proiectul, dumnealor au gândit strategia, Municipiul Bacău a fost cel care a finanțat, practic, toate activitățile pe care dumnealor le-au gândit. Cred că dacă este să discutăm de viitor și dacă este să discutăm de dumneavoastră, de ceea ce vă doriți, cred că, în primul rând, dumneavoastră trebuie să ne spuneți ce vreți. Cum vedeți viitorul? Și eu zic că acest parteneriat pe care l-am avut noi cu tinerii din Bacău s-a desfășurat sub aceste auspicii. În momentul de față, dumneavoastră sunt ocupați să creeze strategia de tineret a Municipiului Bacău. Nu eu, primarul Municipiului Bacău, nu consilierii locali, nu suntem noi cei care vom crea această strategie. Noi suntem cei care vom valida propunerile pe care dumneavoastră, tinerii, le veți face. Pentru că am convingerea faptului că propunerile dumneavoastră sunt mult mai bine ancorate în dorințele și în viitorul pe care îl vedeți, așa cum îl simțiți dumneavoastră. Pe de altă parte, în momentul în care se va finaliza acest titlu de capitală a tineretului, lângă evenimentele și sutele de voluntari pe care Municipiul Bacău le-a avut în aceste perioade datorită Federației Tinerilor și tuturor structurilor asociative care au fost implicate în fenomen, trebuie să rămânem niște obiective concrete. Obiective care sunt legate de viitorul dumneavoastră. Și aici discutăm de centru de tineret, pe de parte, și pe de altă parte, un obiectiv pe care
municipiul Bacău va trebui să-l găsească ca sursă de finanțare proprie. Dar pe de altă parte, trebuie să discutăm foarte concret de finanțarea europeană, pentru că vrem să construim acel hub pentru tineret, un proiect care se face la ANSA 2.1B. Am dat o formulă oarecum tehnică, dar un ambasador cunoaște foarte bine aceste formule tehnice, dar esența este următoare. Trebuie să ne gândim la obiective de care avem neapărat nevoie. Nu doar obiective prin intermediul căreia să scriem un proiect foarte bun și să atragem acei bani. Care va fi beneficiul acestui hub pentru tineret? Ce reprezintă el, de fapt? Va reprezenta o nouă clădire în care am pus niște bani, am reușit să obținem niște bani, sau va produce efecte în timp, efecte pentru dumneavoastră. Președinte, doamnă primară, salutăm și prezența domnului Rotor Nevoință, așa cum a promis domnia sa să alătură acestui dialog, primul din seria celor care vin să marcheze importanța summitului Comitetului Regiunilor, care se va desfășura la București în martie anul viitor, președintele Delegației Naționale a României. Așteptăm intervenția noastră de îndată ce domnul primar Necuna ne prezintă la sala de voință. Domnul primar, întârziat în trafic. Sunt convins că parte din întârziere se datorează și traficului din Bacău. Locul de intrare în municipiul Bacău este destul de complicat. Suntem un oraș. Doamna ambasador, doamna ministru, noi suntem un oraș care suntem așezați pe lungime. Și absolut toată structura lui E85 trebuie să treacă prin interiorul orașului. Dacă este discutând de fonduri care au aplicabilitate directă asupra vieții noastre, în momentul de față se derulează o licitație pentru șoseaua de centura municipiului Bacău, care are finanțare europeană. Nu e realizarea primarului, nu e realizarea ministrului, nu e realizarea lui X, lui Y, este realizarea tuturor, dar să nu uităm faptul că în momentul în care nu vom mai fi blocați în trafic prin municipiul Bacău, acest lucru se datorează în componente pe care o avem de natură europeană. Cred că, până la urmă, aici este întreaga discuție. Făcând acum paralela și întorcându-mă către dumneavoastră, cred că este foarte important și reiterez acest lucru și aici vreau să închei, să ne spunem dumneavoastră cum vedeți acest viitor și cum vă vedeți dumneavoastră în cadrul Uniunii Europene. Noi suntem cei care suntem de față, actual, prezent. Dumneavoastră va trebui peste câțiva ani să fiți cu cealaltă parte a baricadei, să fiți la această masă și să discutați după aia dumneavoastră despre viitor. Dar pentru a se întâmpla într-un mod foarte sănătos acest lucru, trebuie să începeți să vă gândiți care dintre pozițiile aflate la această masă vi se potrivește cea mai bine. Și cred că este foarte important să vă gândiți dumneavoastră concret la ce să ne spuneți acum și la cum vă vedeți dumneavoastră viitor. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vreau să primiți cu toată încrederea viitorului dumneavoastră în cadrul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule primar. Un discurs pro-european, dar și pragmatic. Tinerii noștri au nevoie de aceste coordonate, nu doar în Bacău, peste tot, inclusiv în sectorul 3, inclusiv în la nivelul reprezentării noastre în Comitetul European al Regiunilor, acolo unde președintele delegației este domnul Robert Negoiță. Pentru cei care cunosc capacitățile de administrator ale domnului primar, în sensul că au trecut prin sectorul 3, știu că s-au convins personal, probabil că domnul ăsta știu să facă diferența la nivel administrativ. Provocarea astăzi pentru dumneavoastră, domnule președinte Negoiță, este de a ne adresa un cuvânt de deschidere într-un context în care tinerii din Bacău, din România, dar și din întreaga Europa, așteaptă soluții de la cei care le reprezintă. Vă rog. Bună ziua tuturor, domnul primar, doamna ambasador, doamna ministru. Vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă felicit pentru inițiativa de a organiza un astfel de eveniment. Vreau să vă mulțumesc că sunteți aici. Este un subiect atât de important. Și de multe ori ce vreau să încerc cu reclamă privat, dar așa este cu participul de un nou. Cosmin, problema mare cu traficul, am încercat să ne grăbim să nu întârziem
Dar ce m-am întâlnit întârziat în București, nu m-am acolo. Acolo e problema gravă. Și ne-am luat și rata pe traseu, în toată grava noastră, ne-am lucrat. Mă rog, discutam despre faptul că și vorbea prietenul meu, Cosmin, în discutere despre apartența noastră la Uniunea Europeană. Este un moment foarte fericit și mă bucur atât de mult că sunt atât de mulți tineri aici, care mă face să privesc în asta ce e trecut. Sau de mai bine acum? Am făcut cu toții istorie și știm care este parcursul României. Noi am aparținut o perioadă mai lungă de Est, de Orient, decât de Vest, din nefericire. Și mă amintesc când am făcut lecția de istorie în care am învățat despre Traian și Decebal și cum Traian l-am vins pe Decebal, ce supărat am fost la lecția respectivă. Mi-am dat seama după aia că n-a fost atât de rău și că pentru destinul nostru ca popor a fost mai bine că Traian l-a bătut pe Decebal, pentru că ne-a adus aici civilizația. Chiar dacă nu toată România a făcut parte din Imperiul Roman, în influența romană a avut un rol benefic asupra acestei regiuni. Apartenența noastră la Uniunea Europeană nu ne aduce 100% avantaje. Haideți să fim serioși. Că în anumite zone e normal să ne mai și încurce puțin, dar cred că are atât de mare avantaje încât nu are niciun rost să discutăm acum despre partea mai puțin plăcută. În consecință, eu care sunt un eurooptimist convins, așa cum, de fapt, cred că sunt toți tinerii din Europa, așa sper, cel puțin, eu am văzut și în Anglia, tinerii și zona urbană au votat masiv împotriva Brexit-ului. Adică, nu avem într-o lume atât de, cum să spun eu, mondializată, în care conexiunile sunt atât de rapide, în care avem de-a face cu mari ecologi, gen Statele Unite, gen China și alte economii și alte civilizații foarte mari, noi de unii singuri nu avem nicio șansă. Nu are șansă Germania sau Franța de una singură și de aceea este bine să fim împreună. Știm bine că noi eram mai multe principate. Unirea principatelor ne-a făcut să fim mai puternici. Acum, într-o conjunctură europeană, cu atât mai mult. Asta doar așa de început. Evident că avem avantaje și chiar la sesiunea plenară din acest an la Comitetul Regiunilor am făcut o fotografie, am semnat împreună cu președintele Comitetului Regiunilor, domnul Heinz Lambert, Pactul pentru Coeziune. Avem nevoie de fonduri de coeziune. Discutăm permanent despre capacitatea noastră de a atrage fonduri europene. Din nefericire, capacitatea nu foarte bună, nu la nivelul la care ne-am dorit. Dar Doamne ajută că avem aceste fonduri de coeziune. Acești bani pe care îi primim din partea Uniunii Europene. Adică din taxele și impozitele germanilor, francezilor, olandezilor și a celorlalți dezvoltați, noi putem să ne rezolvăm anumite probleme aici. Dar vă spun un lucru pe care sunt convins că voi gândiți deja. Avantajele financiare directe sunt mici în comparație cu celelalte avantaje enorme pe care le are o piață unică și facilitatea de a călători nu doar în scop de turist, ci să poți să lucrezi oriunde în Europa este o enormă oportunitate. Evident că eu aș avea nu puține lucruri să vă spun. Este un subiect care mă preocupă foarte mult și nu-i de astăzi, mai ales că înainte să fim parte de componenta Uniunii Europene, eu am trăit 2 ani în Franța și am câștigat foarte mult din perspectiva schimbării de mentalitate.
Și credeți-mă că vorbesc foarte serios și în cunoștință de cauză când spun că avantajele financiare sunt mici, sau relativ mici față de alte avantaje pe care le putem avea. Nu pot să uit cât de greu am obținut o viză să călătoresc în Europa de Vest. La câte cozi am stat, câte nopți de dormite și câte emoții ca să obții o viză. Astăzi călătorim și fără pașaport cu buletinul. Este un enorm avantaj. O spun pentru că aici sunteți foarte mulți tineri care, din fericire pentru voi, n-ați prins acele vremuri. Și România este mult mai integrată în Europa decât era atunci. Vorbesc despre trecut pentru că avem datoria să ne orientăm corect cu privirea spre viitor. Și, de fapt, care este rolul nostru în Europa? Cum putem să ne, nu doar să ne menținem identitatea, dar să ne afirmăm în Europa? Cred că trebuie să profităm de astfel de ocazie, cum este ocazia de astăzi, prin a dezbate în principal care este rolul nostru, care este viziunea voastră și cum anume vom reuși nu doar să ne îndeplinim obiectivele naționale, ci pur și simplu să ne identificăm și să ne afirmăm într-o Europa puternică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță, tineri veniți astăzi, într-un număr atât de mare, vor dori să afle mai multe de la ceea ce le poate oferi Europa, bineînțeles, vor și de la nevoile lor și sper să fiți de acord cu atât dumneavoastră, cât și invitații care astăzi se află la această masă să intre într-un dialog. Să ne uităm, tema noastră este extrem de concretă, viitorul tinerilor europeni din perspectiva șomajului rândul tinerilor și decalajele sociale și economice. Avem câteva cifre încurajatoare, dar și multe îngrijorătoare în acest domeniu. O să le prezint ceva mai târziu. Și cu această scurtă remarcă aș dori să mă invit la cuvânt pe doamna ambasadora Angela Cristea, șeful reprezentanței Comisiei Europene în România, doamna ambasadora Cristea. Mulțumesc, bună ziua tuturor, mă bucur foarte mult să fiu aici și sunt recunoscătoare organizatorilor că au făcut acest lucru posibil, pentru că suntem foarte des în dezbateri la București și mai rar se organizează și în afara Bucureștiului. Ori dumneavoastră sunteți tot atât de cetățeni ai României și ai Uniunii Europene, cum sunt și concetățenii din București. Deci vă mulțumesc că mi-ați dat această posibilitate. Mulțumesc în primul rând Comitetului Regiunilor pentru inițiativa de a organiza această dezbatere, autorităților locale, pentru că ne găsuiesc. Platforme Calea Europeană, cu care am început anul trecut o colaborare foarte bună și care are avantajul de a avea și expertiză foarte solidă pe afacerile europene. Este întotdeauna o plăcere să participăm la acțiunile organizate de dumneavoastră. Mă bucur de asemenea că avem reprezentanți ai statului român, atât la nivel central, doamna ministru, doamna secretar de stat, reprezentanți ai Academiei, ai Universității. Și aici vreau să-i mulțumesc domnului rector, pentru că noi vom reveni cu o dezbatere peste o lună care va fi găzduită chiar la universitate. Și, bineînțeles, cel mai important, avem alături de noi reprezentantul tinerilor, pentru că despre ei vorbim astăzi. Deci nu e întâmplător că suntem în Bacău, capitala tinerilor, și de altfel, așa cum spuneam, vom reveni la nivel mai înalt din partea Comisiei Europene peste o lună, pe 21-22 mai, doamna comisar Corina Crețu va fi aici, tocmai pentru a discuta atât cu autoritățile locale, cât și cu cetățenii în general, cum putem face să folosim pe deplin potențialul extraordinar al acestei regiuni, un potențial care nu este pe deplin folosit și unde noi ne-am dorit, noi, Comisia Europeană, să sprijinim încă și mai mult decât am făcut-o până acum, pentru a ne asigura că este la fel de interesant să trăiești, să-ți faci o carieră în această regiune,
cum este, de exemplu, în capital sau în alte regiuni ale Europei. Pentru că ce ne dorim și pentru ce militează doamna comisar Crețu este realizarea acestei convergențe reale. Când vorbim de convergență reală, să vorbim de un nivel de trai cât mai apropiat în România de cel din vestul Uniunii Europene. Pentru că nu cred că își face cineva iluzii că acesta nu ar fi fost principalul motiv pentru care românii au votat în referendum ca România să adere la Uniunea Europeană. Și-au dorit o țară ca afară. Cam așa sună la un moment dat sloganul, adică să se trăiască aici la fel de bine ca acolo, să se câștige din muncă egală venituri cât mai apropiate, dacă nu egale ca acolo. Și deși în acești 10 ani și de la aderare s-au făcut pași importanți, încă nu s-a ajuns acolo. Fondurile europene, într-adevăr, sunt foarte importante și ele sunt principalul instrument prin care venim cu investiții publice ca să realizăm această convergență reală. Și spunea domnul primar că e în special meritul Uniunii Europene și poate mai puțin al autorităților locale. Cred că meritul este împărțit pentru că am văzut aceleași fonduri, aceleași oportunități folosite diferit în funcție de zona în care s-a încercat accesarea acestor fonduri. Și mă tot la vorba aceea românească foarte adevărată, omul sfințește locul. Avem nevoie de oameni care să sfințească locurile în care muncesc, pentru că oportunități există în mod egal peste tot, dar vedem din rezultate că ele nu sunt fructificate la fel peste tot. De aceea avem, de exemplu, regiunea capitalei, care este la 140% PIB față de media europeană, deci este mult peste media europeană, chiar mult peste PIB-ul altor capitale europene. În schimb, toate celelalte regiuni sunt mult sub media europeană. De asta am vrea să vedem cum putem face să reducem decalajele nu numai dintre România și alte state membre ale Uniunii Europene, ci și decalajele dintre regiunile României. Și știu că în acest domeniu Comitetul Regiunilor este foarte, foarte activ și împărtășim aceleași obiective de reducere a decalajelor interne și externe. Acum, parte din răspunsul la această întrebare, cum să folosim mai bine acest potențial, poate veni de la tineri. De aceea, tema aleasă astăzi este o temă foarte bună și de aceea vă fac deja invitația celor care sunteți acum în sală să nu ratați dialogul și cu doamna comisar Corina Crețu de pe 22 mai de la universitate. Spun că parte din răspuns poate veni de la tineri. În același timp, dacă ne uităm la acele cifre pe care cred că le va face cunoscute Dan Cărbunaru un pic mai târziu, observăm că în România șomajul în rândul tinerilor este de 4 ori mai mare decât media pe țară. Este uriaș decalajul. Ce se întâmplă? Exact oamenii care pot ajuta, care au dinamismul, expertiza, deschiderea, de a realiza acest salt, par să aibă dificultăți în a-și găsi un loc de muncă. Nu este o situație specifică României, că avem o rată mai înaltă a șomajului în rândul tinerilor. Ne confruntăm cu asta în multe state membre și tocmai de aceea am venit și cu o serie de soluții. Una este garanția pentru tineret. Câți dintre voi ați auzit despre această garanție? Haideți să... Niște mâini ridicate așa. Doamna ambasador să vadă. Ok. E garanție să... Ok, văd colegii de la Centrul Europe Direct, ei sunt practic extensia noastră în teritoriu, deci este normal să știe, dar asta este foarte îngrijorător că nu știți, pentru că este o ofertă pentru tineri. Ce spune ea? Că la 4 luni de la părăsirea unei forme de învățământ, fiecare tânăr are dreptul și statul are obligația de a-i oferi o ofertă, de a-i face o ofertă de loc de muncă,
pe loc de a-și continua studiile de acasă, aș dorește, sau de ucenicie, sau de stagiu. Și Uniunea Europeană a venit și cu fonduri ca să sprijine acest program, pentru că știm că măsurile de activare nu sunt foarte simple și e nevoie de personal în administrația publică, de personal specializat. Și iarăși vedem și aici, ca și în restul fondurilor europene, o dificultate în a folosi aceste oportunități care vin din partea Uniunii Europene. De aceea vrem să discutăm împreună, să vedem care sunt soluțiile, ca aceste oportunități care există iarăși pentru toată lumea în cadrul Uniunii Europene să fie folosite pe deplin și în România. Pentru noi este foarte important în această perioadă în care vorbim și despre viitorul Uniunii Europene. Și nu știu câți dintre dumneavoastră știu, dar planul nostru de lucru la Comisie se cheamă The Road to Sibiu, drumul către Sibiu, pentru că s-a stabilit deja că anul viitor, de Ziua Europei, pe 9 mai, va avea loc un mare summit, deci o întâlnire a șefilor de stat și de guverne din toate statele membre, la Sibiu, pentru a creiona această viitoare Uniune Europeană. Și vrem să ne asigurăm că este Uniunea Europeană pe care vă doriți voi și așa cum vă doriți voi. De asta am lansat acest proces larg de consultare, de dezbateri publice. M-au avut până acum peste 500 de astfel de dezbateri în toată Uniunea Europeană și mă bucur că dezbaterea de astăzi se adaugă acestor dezbateri și aștept cu interes să vă aud întrebările sau rolurile de poziție și să intrăm în acest dialog atât de important pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Excelență. Ați deschis foarte, foarte bine contextul european, interesul pe care Comisia Europeană îl acordă soluțiilor de care tinerii au nevoie, dar ați văzut și dumneavoastră și necesitatea unor astfel de acțiuni și în alte zone decât în București, pentru că, deși avem atât de mulți tineri în această sală acum, foarte puțini dintre ei, aproape niciunul, nu știa despre un instrument oferit tuturor statelor membre, adică inclusiv României, pentru a rezolva o problemă de care tot dumneavoastră spuneați, așa, că e de 4 ori mai mare decât media națională, dacă ne referim acum la șomaj și la nevoia tinerilor de a avea un loc de muncă. Vă promiteam înainte să începem acest eveniment că, dincolo de intervențiile principale, veți avea acces și veți avea posibilitatea de a adresa întrebări decidenților și vedeți câte personalități aveți în fața dumneavoastră, reprezentând diverse puncte de responsabilități și v-aș încuraja, de îndată ce ajungem la sesiunea de întrebări și răspunsuri, să intrați în dialog și să adresați întrebări, sunt convins că veți putea afla lucruri importante, atât dumneavoastră cei care vă aflați astăzi în sală, cât și cei care se uită acum la noi online pe Cadrul Europeană, dar și pe pagina de socializare ale Comisiei Europene ale Regiunilor sau ale reprezentanței Comisiei Europene din România. Cu aceste cuvinte, îmi face deosebită plăcere, vă spuneam, mă reîntâlnesc de fiecare dată cu mare interes o personalitate al universitară din România, domnul profesor universitar, doctor inginer Arnold Carol Cinacovski, rector al Universității Vasile Alexandru din Bacău. Domnule profesor, aveți cuvânt. Excelență, doamnă ministru, onorat prezidiu, distinși participanți. Mulțumesc pentru invitația primită de participare la acest eveniment din partea Comitetului European al Regiunilor, Calea Europeană, Delegația României la Comitetul European al Regiunilor și Consiliul Local Bacău. Am rămas surprins să aflu că sunt probleme mari și formate în rândul tineretului, când studiile noastre ale universității din ultimii 2 ani arată o angajabilitate de peste 80% în rândul tinerilor. Într-adevăr, acești tineri au o formare profesională, au studii și deci pentru ei problema găsirii unui loc de muncă probabil este mai puțin dificilă. Într-adevăr, există de-a lungul anilor, din 2011, de când a început acel celebru bacalaureat național, peste deja 1 milion de tineri care n-au luat bacalaureatul și din acestea
de această cauză au rămas fără o pregătire, fără o calificare, fără competențe și deci sunt cumva necalificați pentru piața muncii. De asemenea, o mare problemă este pentru cei de generația mea, a celor mai în vârstă, deoarece tehnologiile s-au modificat și este foarte greu să ne mai adaptăm și să mai găsim un loc de muncă. Voi vorbi mai mult despre educație și formare. Acesta este domeniul meu de activitate și pentru acest lucru am spicuit dintr-o carte a fostului meu rector, Florea Dodiță, de Universitatea din Brașov, care după aceea a fost ambasador al României în Germania, care în cartea Eseuri neacademice descria un fapt. În antichitate, în urmă, cu aproape 3000 de ani, poetul grec Hesiod se plângea. Nu mai am nicio speranță în viitorul poporului nostru dacă va depinde de tineretul ușuratic de astăzi. Acest tineret este fără îndoială insuportabil, lipsit de scrupule și impertinent. Când eu eram tânăr, eram învățat buna purtare și să ne respectăm părinții, dar tineretul de astăzi este a toate știutor. Parcă ne regăsim în discursul părinților. În urmă cu 2500 de ani, filozoful Socrate din Atena spunea: copiii de astăzi sunt tirani, își contrazic părinții, se pătează cu mâncare și își necăjesc învățătorii. Mai aproape de zilele noastre, acum 400 de ani, scriitorul și filozoful francez Montaigne mărturisea: copiii aparțin lucrurilor pe care nu ar trebui să ni le dăruim, pentru că ar fi foarte greu să facem din ei ceva. Iar ca și concluzie, filozoful german Kant remarca: educația este cea mai mare problemă și cea mai grea care s-a putut da spre rezolvare omului. Deci problemele de educație și formare au ținut capul de afiș de-a lungul anilor. Deci nu este o problemă modernă, este o problemă perpetuă și continuă. Acum intrăm în cea de-a patra revoluție industrială, care va bulversa foarte mult societatea, va bulversa mentalitățile, va bulversa sistemul relațional, se vor dezvolta noi meserii pentru care tineretul din ziua de astăzi va fi pregătit și revin noi cei mai în vârstă vom fi complet nepregătiți. Deci șocul, cred că pentru viitor, va fi pentru cei care nu vor avea formare. Cine se va preocupa de formarea personală, nu trebuie să aibă probleme în această evoluție a civilizației și a Europei. În acest sens, Europa a început să facă politici noi, să pună accent pe inovare, deoarece doar inovarea și creativitatea sunt cele două instrumente care ne pot face și pe noi aici, în regiunea Nord-Est, care e cea mai săracă din România, din păcate, ca să ne dezvoltăm. Creativitatea și inovarea nu necesită infrastructură, nu necesită bani mulți. De multe ori se poate rezolva printr-o gândire elaborată prin muncă intelectuală, ceea ce presupune o investiție minimală. De asemenea, tot tineretul este speranța noastră ca să dezvolte această regiune. Tot vorbind, se vorbește că nu se muncește mult. Acum să vorbim cinstit, munca nu a îmbogățit pe nimeni. Spiritul antreprenorial ne va face mai bogați. Deci să facem o muncă antreprenorială, ca să aducă o plus valoare. Deci degeaba muncim și nu avem plus valoare, muncim degeaba. Deci trebuie să punem foarte mult accent pe crearea de plus valoare în aceste regiune. Avem foarte multe resurse, avem foarte multe tradiții care trebuie valorificate și care trebuie exploatate. Spuneam de acest viitor care ne paște privind revoluția industrială,
se va dezvolta un nou internet, un internet al obiectelor. Deocamdată sunteți familiarizați cu internetul care folosim cu toți pe telefoane sau pe diferite dispozitive, dar pe viitor mașina, telefon, televizorul, frigiderul, patul, casa, totul vor fi conectate la internet, vor fi înzestrate cu inteligență artificială și acest lucru va fi pus în practică de acești tineri, că ei sunt cei care vor putea, au creativitatea și spiritul de inovare și curajul să împingă lucrurile mai departe. Ca să înțelegeți cam ce înseamnă acest viitor descris la Forumul Mondial, înseamnă că peste vreo 10-15 ani plecăm de la serviciu, nu o să mai folosim mașina personală, o să fie o mașină autonomă care o să ne ia preia, o să ne ducă acasă, mașina va lua legătura cu locuința noastră să se încălzească, să se lumineze, să se facă mâncarea, ajungem în casă, casa inteligentă de va spune când ne așteptăm pe picioare, ieșim afară, ne ștergem, intrăm în casă, ne așezăm la masă, masa ne va spune când ne-am spălat pe mâini, ne vom spăla pe mâini, mergem țara la culcare, patul ne va spune când ne-am spălat pe dinți, vom face și acele lucruri. Deci, ca să înțelegeți că aceste lucruri există și acum, dar sunt automatizate. Pe viitor vor fi înzestrate cu inteligență. De ce va apărea nou? Va apărea această inteligență artificială. Chiar am citit zilele trecute un articol, un autor spunea că această inteligență artificială pe viitor s-ar putea să fie mai periculoasă decât bomba nucleară. Va rămâne să vedem dacă se va întâmpla acest lucru. Sper să nu prind eu acele. Pe lângă formarea profesională, ce se neglijează foarte mult în educația modernă este formarea personală a individului. Individul nu mai este format profesional în familie, familia nu mai are timp pentru acest lucru și de acestea ar trebui să se ocupe societatea prin diverse forme de pregătire antreprenorială, leadership, sport, cultură, alte lucruri, astfel încât să se aducă o plus valoare mai mare comunității. Legat de șomaj, viitorul va duce la un șomaj foarte mare în rândul meserilor necalificate și slab calificate. Să luăm exemplu doar autovehiculului autonom. Dacă se introduce, nu va avea nevoie de șofer. La nivel european, am citit o statistică, sunt peste 4 milioane și ceva de șoferi profesioniști care vor dispărea, că mașinile vor fi niște automate care vor face singure acest serviciu. Este un exemplu în care vor dispărea locuri de muncă. Vor apărea și alte sectoare, chiar în IT. Au ajuns la ora actuală IT-ul să genereze șomeri, să se automatizeze IT-ul atât de mult încât e nevoie de mai puțin lucrători în IT. Din această cauză sunt țări și una dintre ele este chiar China, care face politici pentru a se face o săptămână de lucru de 3 zile. Pentru a se evita problemele sociale care ar apărea datorită acestui șomaj masiv și a problemelor sociale, asistenței sociale care ar decurge de aici. China, bineînțeles, are și o organizare comunistă și nu-și permite să aibă șomeri și din cauza aceasta caută politici astfel încât toată populația, pe cât e posibil, să fie angajată și antrenată undeva în câmpul muncii. O altă problemă a tineretului, în afară de această formare profesională, este cea legată de mediu și de mobilitatea urbană. Aici mulțumesc domnului primar pentru
strategia de dezvoltare urbană, care au fost cooptați și noi și la universitate, și studenții, și toți locuitorii Bacăului, deoarece toți știm că este foarte greu să ne deplasăm nu numai în orașul Bacău, cam în toate localitățile există aceeași problemă. De asemenea, doresc, mă bucur că m-au contactat zilele trecute studenții pentru a dezvolta o strategie pentru tineret. Îi voi sprijini în acest sens, dar le doresc să aibă succes în redactarea acestei strategii, în asumarea strategiei și mai ales în implementarea acesteia, deoarece e foarte ușor să facem strategii, cel mai greu să implementăm și să evaluăm rezultatele. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și legat de ce a făcut Europa pentru noi, și noi am făcut destul de mult pentru Europa, specialiștii noștri, din păcate, au plecat în Europa, a trebuit să facem și noi niște politici, să-i aducem înapoi acasă, deoarece toți banii pe care i-am primit de la Europa nu compensează cu specialiștii care ne-au plecat din țară. Cum spunea și domnul primar Negoiță, nu toate pot fi evaluate doar în bani. Sunt și alte avantaje și dezavantaje colaterale. Vă mulțumesc! Discursul noastră n-a impresionat doar studenții de la universitate, am fost atent și am văzut că ați primit aplauze și de la ceilalți participanți din sală. Mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Ați vorbit despre Europa și ce mesaj ne poate transmite. Vă spuneam mai devreme, Comitetul European al Regiunilor, acolo de România, este reprezentat prin cercul delegației domnului Negoiță. A fost foarte impresionat de această inițiativă de a discuta despre viitorul tinerilor la Bacău. Președintele Comitetului European al Regiunilor nu a putut ajunge, însă directorul de comunicare, Ian Barber, care este unul dintre personajele cheie de la Bruxelles, care coordonează toată seria de dialoguri la nivel european și consultările cetățenești, a ținut foarte mult să vă transmită un mesaj. Într-adevăr, infrastructura a fost unul dintre motivele pentru care Ian Barber nu a putut veni la Bacău, dar cine știe, poate data viitoare să facem așa pentru că să nu fie nevoie de 3 zile ca să vină să se întoarcă de la Bruxelles pentru a fi prezent alături de noi. O să mai aflim ceva pentru asta. Între timp însă haideți să vedem mesajul lui Ian Barber pentru dumneavoastră. Scuze, nu știu românesc. I'm sorry, I don't speak Romanian. Una, numele meu este Fraser. Scuze, nu știu românesc. I'm sorry, I don't speak Romanian. My name is Ian Barber. I'm the Director of Communication here at the European Committee of the Regions. And I'd like to take a little bit of time, if I may, from your conference to describe a little bit more what you're doing, reflectina asupra europea. This is basically in three parts. First of all, dialogues with the citizens conducted by the members, which is available for you in Romanian, of course. And we invite you to take a look at these. You can even look at them during your event today. The results are visible in real time. For example, one of the things that's interesting for us is there is a question about which level of government the participants find the most reliable. And over 60% of the respondents from Romania say they find the European Union level the most reliable compared with national or regional or local. And by the way, more than 5% of all the 15,000 people who've taken part in these dialogues come from Romania. So, mulțumesc to all the participants. Finally, this process of reflecting on Europe goes forward beyond for about the next year through to
our major event that we're looking forward to, which is the 8th Summit of EU Regions and Cities, which is taking place in Bucharest on the 14th and the 15th of March 2019. This is a joint venture between the Romanian Presidency of the European Union and the European Community of the Regions. So we're all looking forward to seeing the members of the Committee of the Regions and our partners in Romania, but also politicians, our members from all the way across the rest of the European Union in Bucharest on the 14th and 15th of March. Mulțumesc! Odată cu ajutorul dumneavoastră al băcăvanilor și cu sprijinul organizatorilor, vom reuși să punem acolo un punct important în seria de dezbateri pe care Comitetul European al Regiunilor le organizează la nivel european. Sunt peste 130 de dezbateri deja organizate, vor fi peste 240 în finalul acestei serii, care este cerută de președintele Consiliului European, Donald Tusk, și președintele Comitetului European al Regiunilor a răspuns la aceste inițiative cu o serie de evenimente pe care și Bacăul, iată, și-o asumă și mulțumesc foarte mult Bacăul pentru acest lucru. Ne apropiem deja de o nouă serie de discuții și de intervenții legate de soluții pe care vine de la îndemână. Însă, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vă spun câteva lucruri. Să subliniez faptul că această prima dezbatere vine să deschidă seria de evenimente care se derulează în contextul summitului găzduit de România în perioada 14 martie 2019. Și pentru că vorbeam și am vorbit ceva mai devreme despre ceea ce își doresc mine din România, am pregătit pentru dumneavoastră câteva dintre aceste date, nu sunt foarte multe. Tinerii din România consideră că au trei probleme majore. O treime dintre ei, cred că mobilitatea și transportul public, cred că primarii își de fapt se cunosc foarte bine bătăile de cap pe care administrația le are în încercarea de a fluidiza traficul și de a rezolva aceste chestiuni. Deci tinerii, cei care consideră că aceasta e cea mai mare problemă, apoi șomajul, vot scop tineret 25%, șomajul 22%, sunt principalele trei lucruri pe care tinerii din România le consideră a fi necesare spre rezolvare. În context european, educația și formarea reprezintă o prioritate pentru tinerii europeni și ocuparea forței de muncă, 42%. E cazul și tinerilor din România, pentru care educația și formarea reprezintă prioritate 63% și ocuparea forței de muncă. Sunt câteva teme concrete. Sunt convins că vorbitorii de acum vor reuși să le atingă. Și să nu uitați așa cum v-am promis, veți intra în dialog cu invitații noștri și veți putea să le cereți mai multe detalii. Aveți toate aceste date din sondajele de opinie pe site-ul Comitetului European al Regiunilor. Nu vreau să insist acum asupra lor, prefer să folosim timpul de la dispoziție pentru a intra în dialog cu voi. Începem așadar panelul dedicat problematicii șomajului în rândul tinerilor și reducerii declarațiilor sociale și economice. Cu acordul doamnei ministru, ați dori să deschideți dumneavoastră? Da? Atunci îmi face deosebită plăcere să salut din nou prezența alături de noi la Bacova, doamnei Ioana Bran, ministru al Tinerilor și Sportului. Tema pe care v-am rugat să ne prezentați legată de implicarea în sprijinirea și impulsionarea tinerilor la nivel local și regional din perspectivă guvernamentală. Doamna ministru, aveți cuvânt. Bună ziua, mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor, doamna ambasador, domnilor primari, domnule rector, stimați invitați, stimați reprezentanți ai organizațiilor de tineret și studențești, precum și dragi tineri. Vă spun cu toată sinceritatea că în momentul în care am primit această invitație, am acceptat-o cu mare drag, fără a ezita deloc, deși pe agenda zilei, într-adevăr, aveam și ședință de guvern, aveam și ședință în Camera Deputaților. Dar am ales astăzi să vin în Bacău. Într-adevăr, este pentru prima dată când vin în Bacău, în această perioadă a anului, când încă Bacăul deține titulatura de capitală a tineretului. Și am făcut-o cu mare drag. Mă uit la tema pe care o avem pe ordinea de zi, să spun așa, și anume problematica șomajului și decalajul social și economic în rândul
tinerilor, în rândul românilor, în rândul României față de alte țări europene. Aceste lucruri sunt probleme pe care noi le avem în vedere, sunt probleme care pliază cu programul de guvernare și avem multe măsuri care unele deja au fost aplicate, unele deja se află în stadiu, în anumite stadii de aplicare sau le avem în vedere pe termen scurt, mediu sau lung. Aș vrea să mai spun încă un lucru și anume faptul că ministerul pe care îl reprezint este împărțit pe partea de sport și pe partea de tineret. Deși în media partea de sport este una mult mai vizibilă, acest lucru nu înseamnă că noi, Ministerul Tineretului și Sportului, nu ne aplecăm asupra problemelor tinerilor. În scurta perioadă de timp de când mi-am preluat mandatul, am avut discuții cu majoritatea reprezentanților organizațiilor de tineret din țară. Avem un consiliu consultativ pe probleme de tineret pe care încercăm să-l facem lunar. Chiar luni va fi al doilea consiliu consultativ la care am să particip eu. Vă îndemn să participați cât de mult, să vă trimiteți reprezentanți, pentru că așa, în urma dezbaterilor și în urma discuțiilor sincere și deschise, putem să ajungem la un numitor comun, putem să identificăm mai bine problemele pe care dumneavoastră le aveți, deoarece tot ceea ce facem noi trebuie să pieze și să reflecte nevoile dumneavoastră. Ca atare, eu vă încurajez să discutați, să nu aveți rețineri, să nu aveți strac, să fiți deschiși și să ne abordați cu orice problemă considerați dumneavoastră că este de importanță și că este necesar să o abordăm. Am să enumer doar câteva din lucrurile pe care noi le facem și care nu știu dacă sunt cunoscute de dumneavoastră, și anume că prin direcțiile de tineret și sport din fiecare județ, noi organizăm cursuri de formare pentru tineri, sunt concursuri de proiecte, atât la nivel național cât și local și pentru studenți, sunt activități tinerilor, așa că eu vă rog să apelați la direcțiile noastre, să vă culegeți informațiile de acolo, pentru că sunt informații care vin în sprijinul noastră. Intenționăm de asemenea să facem un site care să cuprindă toate aceste informații, nu neapărat informații și măsuri pe care noi, Ministerul Tineretului și Sportului, le luăm, ci măsuri și informații și inițiative legislative și orice informație considerați dumneavoastră că este necesară ca un tânăr să o afle, atât măsuri luate de Parlament, de Guvern, gen, ce ar trebui să știe o mamă tânără. Orice informație ar trebui să se găsească pe acest site și intenționăm să demarăm lucrurile cât de repede pentru a veni în folosul dumneavoastră. De asemenea, la aceste proiecte pe care noi le avem în derulare an de an, pot să își depună cerere organizațiile atât la nivel național cât și local, ONG-urile, având ca scop activitățile de tineret. Eu n-am să-mi lungesc discursul mai mult, pentru că mă uit, suntem la jumătatea prezidiului, deja a trecut mai bine de o oră și eu realmente îmi doresc ca această discuție să fie una liberă și deschisă și să pornim dialogul pentru a avea efectiv acel rezultat pe care mi-l dorim cu toții. De asemenea, țin să mulțumesc unui mare sportiv pe care îl văd în spate, că a ales astăzi să-și petreacă după masa aceasta cu noi și mulțumesc tuturor pentru prezență. Să sperăm că la final o să avem niște concluzii și niște directive foarte bine definite din partea dumneavoastră. Eu vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vedeți că de mult contează să ai un ministru în funcție dinamic și care să rezoneze cu sala. Într-adevăr, a fost mai bine de o oră de când intervențiile vorbitorilor principali au fost deja prezentate. Aș răspunde provocările noastre, doamnă ministru, și înainte de a continua seria de prezentări, dacă și invitații noștri sunt de acord, aș da mai departe.
această provocare în sală. Cred că aveți suficient de multe motive, în afară de responsabilitățile pe care le au vorbitorii noștri de astăzi. Cred că v-au lansat foarte multe teme concrete. Spuneți ce vă doare, spuneți ce probleme credeți că încă nu s-au rezolvat în legătură cu voi, ce așteptări aveți și ce credeți că din ceea ce s-a spus până acum vă poate fi de folos pe mai departe. Să nu vorbim despre asta, da? Atenție, asta este un material de informare de la Comitetul European al Legiunilor. Îi se spune pașaport, dar conține foarte multe informații legate de situația actuală în Europa. Mai avem de asemenea material de informare privind această serie de consultări Defective on Europe, pe care fiecare noastră le-ați primit. Așadar, nu discutăm despre pașaparte, ci despre viitorul nostru, despre viitorul vostru, de fapt, în primul rând. Vă rog, aveți cel puțin 3 microfoane, care, prin grija noastră și a organizatorilor, au ajuns toate în fața domnului Tibar Negoiță, dar pot să vină pe. Așadar, vă stăm la... Vă rog. Vă stau la dispoziție, eu și colegii mei, pentru a vă adresa întrebările sau comentariile voastre pentru invitați. Haideți, cine sparge viața? Ok, încep eu. Ok, avem întâlnire în spate. Ajutați-vă, vă rog, imediat. Puteți veni puțin mai în față? Vă vedeți bine, dar pentru transmisie cred că poate fi mai... Deși, în cazul dumneavoastră, n-ar trebui să spun asta, dar pentru cei care vor urma la cuvânt, o să vă rog să vă prezentați și să menționați apoi pentru cine a adresat întrebarea sau comentariul. Vă rog. Vă mulțumesc. Lăsările deschise. Deja mă mulțumesc. Vă mulțumesc frumos, numele meu este Ianuțiu Timoaie și sunt cetățean al orașului Bacău, cetățean al României. Iar în momentul în care am văzut despre ce este vorba, m-am întrebat și eu unde mă simt. Încă mă simt tânăr, încă mă simt puternic, încă mă simt bine și vreau ca și eu, la rândul meu, să pun umărul la ceea ce trebuie să fie viitorul acestui oraș, viitorul acestei țări minunate pe care noi cu toți o iubim. Vă spun bună ziua, vă spun bună ziua tuturor, tuturor invitaților, vă mulțumesc din suflet pentru că ați venit aici în orașul Bacău, pentru că era vremea ca să priviți mult mai de aproape această regiune, un pic uitată. Spuneați mai înainte despre Sibiu, spuneați despre Cluj, adaug eu Timișoara și multe alte orașe, Constanța, București, orașe care s-au dezvoltat foarte mult. Însă, din păcate, Nord-Estul a rămas așa un pic mai în urmă, deși sincer să vă spun, această zonă a fost un mare furnizor de oameni capabili, atât pe linie politică, cât și pe linie sportivă. Ei bine, ce-mi doresc eu de la comunitate, ce-mi doresc de la cum doresc ca să arate acest viitor, îmi doresc un viitor în care tinerii noștri să aleargă să rămână aici, în România. Știu că nu este un lucru nou, se lucrează deja la asta, este adevărat, dar vedeți, pe de-o parte, comunitatea europeană a adus așa o infuzie de retail-uri care, practic, cumva au luat și au distrus ceea ce putea să însemne producția locală. Pe de altă parte, această posibilitate de a călători peste tot, poate doar cu buletinul, a venit ca un export de inteligență. Cumva, dacă îmi doresc ceva, îmi doresc ca să se echilibreze acest lucru. Cumva să facem în așa fel încât să dezvoltăm foarte bine și producția noastră locală. Și totodată, cumva să nu mai fim o sursă de export de inteligență, pentru că învățământul în România este unul foarte bun și aici chiar am fost mândru să aflu că, practic, la ultimele rezultate, Bacăul a avut un loc de frunte în reușita rezultatelor de la BAC față de multe alte orașe mult mai dezvoltate.
De aceea, deci, suntem capabili, avem forță, avem tineret, avem putere, ne dorim chestia asta. Trebuie, într-adevăr, să formăm o echipă, iar acesta, cred că este primul pas. Tocmai de aceea vă mulțumesc că ne dați posibilitatea să discutăm despre problemele noastre și totodată să găsim împreună soluții. Noi avem încredere, pentru că, într-o formă sau alta, sunteți oamenii pe care noi i-am votat. Și au mai fost miniștri, știu, aici mă refer doamna ministru la tineret și sport, au fost oameni care au venit din rândul sportivilor, am avut sportivi foarte mari, dar care, din păcate, în momentul în care au fost acolo, nu au reușit să facă exact ceea ce ne doream noi cu toții. Tocmai de aceea vreau să vă spun că din rândul sportivilor de performanță, din rândul tineretului, aveți foarte multă încredere și totodată speranța noastră că lucrurile se vor așeza. Avem nevoie de dumneavoastră, avem nevoie de spiritul tânăr pe care îl aveți și totodată de oamenii de care v-ați încurajat, că știu că sunt oameni care iubesc sportul și sunt din sport, pe partea de sport, și oameni care au experiență și știu cum trebuie să abordeze partea de tineret. Avem încredere, domnule primar Nicula, avem încredere pentru că Bacăul are o bază sportivă care trebuie dezvoltată la maxim. Este păcat de infrastructura pe care am moștenit-o, știm mai de la cine. Și trebuie să facem. Sunt proiecte, într-adevăr, dar trebuie să mergem, să facem ceva concret. Până a obține un rezultat, știm că avem nevoie de antrenament. Acum este minunat că îl aveți alături pe domnul primar de la sectorul 3. Aveți de la cine să vă inspirați. Într-adevăr, sectorul 3 a explodat. Trebuie să ne uităm la cei din jurul nostru pentru a deveni mai buni. Trebuie să ne uităm la cei din jur și să spunem, da, haideți să nu mai aruncăm imediat să spunem, aia nu s-a făcut, aia nu s-a făcut, dă la noi bun, dă la noi bun. Nu, haideți să-l ajutăm să fie mai bun. Haide, ajutați-ne pe noi să nu mai plecăm afară, ajutați-ne pe noi ca să găsim aici în țara noastră, pentru că nu este simplu. Eu vorbesc din punct de vedere a unui tânăr care la 18 ani a plecat în străinătate și a plecat cu o pungă de un leu, da, și cu 120 de mărci împrumutate. Știu ce înseamnă să fii străin, știu ce înseamnă să fii clandestin, știu ce înseamnă să fii străin printre străini, dar totodată, în momentul în care am avut posibilitatea să pot să activez pe linie sportivă, eu am reprezentat România când poate România nu știa de mine. Sunt foarte mulți tineri care își doresc ca să prindă glas, să reprezinte România, că sunt tineri care stau pe afară, care sunt sportivi și care vor să reprezinte România. Trebuie cumva să facem în așa fel încât acești tineri să aibă și ei posibilitatea să se întoarcă în țară, să reprezinte România și totodată munca lor să fie recunoscută. Eu vă mulțumesc frumos și vă spun încă o dată, am mare încredere și cred în această țară frumoasă, reprezentată de tineri și de oameni frumoși. Vă mulțumesc! Vă rog, dacă doriți să intervenim. Cât se poate de scurt așa, pentru că mi se întâmplă și mie să fiu în sală, dar mai ales când eram tineri, eram atât de supărat pe discursurile lungi, rău de tot. Vreau să spun câteva lucruri scurt și care sper să fie interesante pentru voi tineri. Și anume că, și plec de la ce spunea, și vreau să vă mulțumesc că de aici v-am văzut, felicitări pentru tot ce ați făcut și m-ați făcut să fiu un lucru să român de atâtea ori. Și pentru asta am mulțumit cu toți. Domnul director spunea o chestiune mai devreme foarte interesantă. Că din muncă s-a îmbogățit, nu s-a îmbogățit nimeni. Din antreprenoriat s-au îmbogățit mulți. Dacă vă întreb câți vreți să fiți bogați, cred că nu-i niciunul care să zică nu. E cineva care nu-și dorește treaba asta? Nu vreți să fii bogat. Uite, atrage-mă, uite, mă rog, faci parte dintr-o minoritate. Cred că noi cu toții ne dorim să avem un nivel de trai cât mai dezvoltat și să avem resurse. Pentru asta, antreprenoriatul ne dă, într-adevăr, această posibilitate. De ce vă spun treaba asta? În evaluarea mea și eu nu mai am văzut studii. În România, problema principală nu este lipsa banilor, ci este lipsa antreprenoriatului. În România, noi nu am stimulat antreprenoriatul. Luni, eu sunt la Paris pentru că vizitez cel mai mare incubator de afaceri din lume. Încercăm să facem în sectorul 3 cel mai mare incubator, adică mai mare decât cel de la Paris. Pentru că
lipsește această perică. Avem creșe, avem grădiniță, avem învățământ primar, gimnazia, liceal, avem universități de un rector aici de față. Avem post universitar și după ce se termină și ce e diploma în mână, ești lăsat pe stradă. E Uniunea Europeană care îți ocupă și îți oferă niște joburi foarte bine pe zona de meserii. Pe partea de antreprenoriat, consider că este foarte important. Iar vă spun un lucru, că dacă vă considerați oameni normali, modești, din familii modeste, vreau să vă spun că eu am făcut parte și fac parte în continuare într-o familie modestă, ca să nu zic săracă. Nu din București, că nu născută în București, de la țară. Știți care a fost cel mai mare stimulent care m-a împins înainte și m-a făcut să trec peste toate greutățile? Frica să nu mă întorc de unde am plecat. Credeți-mă că este o mare oportunitate, că dacă sunteți într-o familie modestă, să știți că asta e cea mai mare oportunitate. Oportunitate pe care cei care s-au născut în familii cu posibilități mai mari nu au această oportunitate. Nu au frica aia de a se întoarce de unde au plecat, de a se întoarce foarte jos. Iar când spun treaba asta, nu e întâmplător, deși într-un context european. Haideți să folosim acest dezavantaj în avantajul nostru. Avantajul ăsta nu l-are nici Germania, nu l-are nici Franța, nici Italia. Ei s-au născut dezvoltați. Noi știm ce înseamnă să nu avem. Haideți să învățăm cum anume putem să producem ce nu avem. Antreprenoriatul, repet, și cred că învățământul superior nu face suficient. Legislația nu e suficient de bună. Mediul de afaceri nu face suficient de mult pentru a stimula antreprenoriatul astăzi în România. Eu consider că este cel mai important lucru astăzi să convingem pe cei mai mulți dintre voi, tinerii, să devină antreprenori. Iar pentru asta, domn primar, vă provoc. Haideți să facem întâlniri în care să discutăm cum anume un tânăr poate să devină antreprenor, pentru că numai așa, cred că asta e cea mai sănătoasă soluție să dezvoltăm această țară. Și nu așa o chestiune abstractă să dezvoltăm această țară în avantajul vostru. Mulțumesc pentru mult, domnule primar. Faptul cu care ați vorbit a fost o dovadă suplimentară a sincerității. Ați vorbit din suflet și cred că tinerii au nevoie de un astfel de exemplu de atitudine. Domnul primar Neculea, dacă vă mulțumesc. Domnule Ichimaie, chiar vă mulțumim că sunteți prezent aici. Mă bucur că vă simțiți tineri și că vă simt tânăr. Aici aveți în fața dumneavoastră doi primari. Unul mai proaspăt, așa de un an jumătate, unul deja care e la maturitatea, la apogeul funcției și nu vreau să trecem peste faptul că și să notificăm acest fapt că domnul Negoiț este campionul atragerii de fonduri europene pentru ceea ce înseamnă reabilitare a imobililor din sectorul de era zi din municipiul București. Dar nu se știe niciodată. În fața dumneavoastră aveți oarecum două viziuni diferite. Antreprenorul, domnul primar, și în cazul meu, omul care nu a avut niciodată talent la afacere. Dacă aveam talent la afacere, făceam cu totul altceva. Eu am fost totdeauna din postaza în care am fost un angajat al statului român sau al mediului privat. De ce spun acest lucru? Pentru că chiar discutam și spuneam și doamne ambasador, în momentul de față sunt niște statistici îngrijorătoare cu privire la șomaj. Pe de altă parte, municipiul Bacău, deci primăria municipiului Bacău, are deficit de autoexcavatoriști, de tractoriști, de șoferi, de consilieri juridici, de ingineri. Posturi de deputanți. Posturi pe care nu se prezintă nimeni. E foarte important să aveți acest spirit al întreprinzătorului, cel care să facă banii, cel care să creeze bunăstare socială. Pentru că, într-adevăr, de aici pleacă această bunăstare socială. Dar e foarte important că o parte dintre dumneavoastră, ca și mine, sigur nu veți avea spirit de afaceri. Sigur nu veți avea. Nu veți calcula în termeni economici. Dar va trebui să calculați în acel acționament, într-adevăr, munca pe care o prestați dumneavoastră va fi un plus pentru comunitatea pe care o reprezentați. Pe de altă parte, domnule Ionuț Ihtimae, chiar dacă eram într-un fel sau altul pregătit să discut pe ceea ce înseamnă mobilitatea urbană. Pentru că, uitați, e principalul
subiect pe care dumneavoastră tinerii simțiți. Iar municipiul Bacău, în momentul de față, e în această cursă de calificare, care trebuie de primele etape. Ne-am calificat și în fața Guvernului, sperăm să ne calificăm și în fața Comisiei. Suntem în pole position pentru a atrage acest 40,75 milioane euro pentru tot ceea ce înseamnă mobilitate urbană în Bacău. Și se pare că în momentul de față, și mulțumim și consultanților noștri, drumul este bun și ăla este traseul corect pe care l-a ales municipiul Bacău. Dar trebuie să discutăm și despre sport, pentru că o avem pe doamna ministru, avem un reprezentant al României, până la urmă, în tot ceea ce înseamnă sportul. Și vreau să vă spun doar atâta, doar cu titlu de informare pe cam dată, și sper să pot să vin în fața dumneavoastră cât mai repede să prezint și datele și numele, dar stadionul municipal se apropie de finalizarea proiectării. Și sunt șanse mari să avem și parteneri. Și dacă se reușim să concretizăm acel parteneriat, să vedeți comunitatea, ceea ce înseamnă comunitatea care se întoarce înapoi către comunitate și susține tot ceea ce înseamnă sportul. Și aici va fi un efort între municipiul Bacău, care își termină acum câte rând, săptămâna aceasta, respectiv joi, se predau ultimele documente pe care le are stadionul municipal. Și pe de altă parte, sperăm să ajungem cât mai repede cu soluția de finanțare dintr-un mediu privat. Este momentul și etapa în care să ne gândim un pic diferit. Să ne gândim un pic diferit, exact cum spunea și campionul nostru, cum îi facem pe acești tineri care, în momentul de față, se chinuie să rămână în sală, să reziste la toate discursurile care uneori par abstracte. Dar vă spun fiecăruia dintre dumneavoastră, stimați tineri, orice politică de tineret, orice discuție de viitor, începe cu acest tip de dezbatere. Și discuția pe care o avem, cum îi facem pe fiecare dintre dumneavoastră, să rămână aici în țară. Ușor, ușor ajungem și noi la etapa în care veniturile se echilibrează și s-ar putea chiar să fim un pic mai mult față de ceea ce sunt anumite regiuni din Italia, de exemplu. S-ar putea să fim ca venituri un pic mai mari sau mai bune, sau cel puțin care cu anumite venituri care sunt în Spania. Cu certitudine sunt locuri de muncă în momentul de față în Bacău și avem un deficit de forță de muncă. Să nu vă fie frică de muncă și mai ales să nu vă fie frică de orice meserie pe care puteți să o aveți. Dincolo de asta, e treaba noastră să investim în ceea ce creează. La un dat am fost întrebat, de exemplu, de ce mă tot și chiar din punct de vedere politic, colegii mei spuneau parte dintre colegii mei, dar și cei din opoziție, dar tu proiectezi creșe și grădinițe. Bun, ce voturi îți aduce o creșe și o grădiniță? Niciunul. Sau prea puține. Dacă e să gândești în termenii simpliști politici. Dar efectul vom simți undeva între 10 și 15 ani. E, dacă avem 4 creșe și grădinițe, sau de ce? Cine pune asta? La tine cum să facem creșe? Păi da, dacă mama n-are unde să lase copilul, ea nu se va duce să muncească. Ea nu se va duce să muncească, iar tatăl va trebui să plece în Londra, de exemplu, să-și găsească un job mai bun de taximetrist. Ca să susțină întreaga familie. Așadar, dacă mama va reuși să lase copilul la o creșă în municipiul Bacău, s-ar putea să meargă și ea la muncă și împreună cu tatăl să găsească o soluție financiară care se țină acasă. După aceea, de ce creșe și grădinițe? Iarăși, trebuie să ne pregătim pentru ceea ce urmează. În câțiva ani, dumneavoastră, o parte dintre dumneavoastră, veți fi mamă. Veți umbla în toate direcțiile și vă spun că eu abia am trecut anul trecut de clasa 0. Unde înscrie un copil? Unde înscrie un copil? Vreau la școala X că e mai bună. Vreau la școala Y că e mai bună. Și este și acest fenomen, sigur, se întâmplă și mai puțin în sectorul termenii de reabilitate toate. Dar se întâmplă peste tot în țară. Să știți că modelul l-am luat de acolo. Se întâmplă peste tot în țară în care părinții își duc copiii doar la anumite școli. Alea sunt cele mai bune. Iar restul tind să se închidă. Fapt pentru care de-aia ne-am apucat să facem toate clasele zero în mod unitar peste tot. Nu mai discutăm că o clasă e mai bine dotată, o clasă e mai puțin dotată. Trebuie să le facem pe toate la fel. Pe de altă parte, iarăși, nu
aduc voturi terenurile de sport care le construiești în cartier. Așa e. Dar, de exemplu, cum a făcut Chelsea Londra, că s-a dus cu terenurile de sport în zonele cele mai complicate din Londra și toată energia negativă se descărca pe teren, eu cred că un model pe care trebuie să-l urmăm noi. Chiar dacă e rost. Dar trebuie să facem aceste chestiuni. Și știu că e greu. Și știu că toți ne dorim ca mâine să reușim acest lucru. Dar, din păcate, și aici avem înalți oameni care reprezintă Uniunea Europeană. Fiecare proiect pe care îl faci, trebuie să-l faci bine. Și dacă vrei să faci bine, înseamnă că durează. Iar dacă un proiect nu e făcut bine, el eșuează. Iar banii după care te-ai grăbit și ai făcut repede proiectul și proiectul n-ai și trebuie de-ai înapoi. Oreu, acest lucru nu vreau să întâmple. Și avem suficiente cazuri, nu doar în macro, care s-au întâmplat în felul ăsta. Domnule primar, m-a ajutat foarte mult să fac trecerea la următoarea temă, pentru că avem un reprezentant al Ministerului de Resort pe fonduri europene, care ne poate vorbi despre concret ceea ce pot oferi fondurile europene pentru tinerii din România și din Bacău, inclusiv dacă sunteți de acord, să ascultăm pe doamna director general Giordana Rușoniu din cadrul programului operațional Capital Uman. Sună mai puțin prietenos de mine aceasta, dar cu siguranță că soluțiile pe care dumneavoastră ni le-ați prezentat acum vor fi interesante. Vă rog. Nu o secundă înainte, pentru că oamenii spuneam că este o diferență de viziune între antreprenor și cel care au totdeauna calitatea de angajat. Ca să știți că unul dintre proiectele principale europene este haful de tinere care creează antreprenori de tinere. Pentru că până la urmă motorul va fi de aici. Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. În primul rând vreau să vă mulțumesc mult pentru invitație. Am mulțumesc Calea Europeană pentru acest mod de a reuși să punem idei în dialog, în așa fel încât politica europeană să se transpună corect și să primim în același timp feedback de la dumneavoastră. Mulțumesc celor doi primari prezenți astăzi aici, pentru că, într-adevăr, sunt beneficiari activi și implicați de fonduri europene și mai ales, după cum au menționat domnul primar, au proiecte bine pregătite și care respectă graficul de implementare. Și pentru asta vreau să le mulțumesc, pentru că vedem și impactul acestor proiecte și nu doar niște indicatori pe hârtie. Dar aș vrea să încep cu importanța acestei întâlniri pentru modul în care politica de coeziune și modul în care Fondul Social European acționează în România este transpusă. Și vreau să mulțumesc Excelenței sale, doamne ambasador, pentru că a ridicat problema garanției pentru tinere și mi-a ușurat munca în a începe să vă povestesc despre această garanție, pentru că este clar că trebuie să ieșim din birouri, să nu mai vorbim în termeni tehnici de regulamente și de axe prioritare, obiective specifice, cum suntem obișnuiți, și să vă transmitem clar în ce fel și în ce mod aceste măsuri pot să vină în sprijinul dumneavoastră. Din această perspectivă, doamna ministru Vovana Plumb, împreună cu doamna comisar Corina Crețu, cu doamna comisar Thyssen, au făcut ca una din priorități de mandat să fie vizibilitatea și comunicarea politicii de coeziune. Pentru că doar vorbind despre aceste aspecte și găsind împreună soluții pentru a scrie ghidurile de așa natură încât ele să răspundă nevoilor comunităților locale, putem realmente să vedem la finalul implementării programului operațional Capital Uman, deci despre acesta urmează să discut, un pașaport, de data asta nu neapărat un pașaport de acces în Uniunea Europeană, ci un pașaport pe piața forței de muncă pentru tine, bine calificat și bine plătit, aici în România. Din acest punct de vedere, aș vrea să vă prezint ce are Ministerul în derulare ca proiecte pe componenta de tinere și să vă rog să veniți în sprijinul meu. Nu vreau să plec de la Bacău fără soluții sau măcar cu promisiunea că vă veți implica activ în scrierea acestor ghiduri
și ne veți da feedback. În primul rând, aș vrea să vă aduc la cunoștință programul INTESPOT, derulat cu Autoritatea Națională pentru Ocuparea Forțelor de Muncă, un program de 47 de milioane de euro, prin care vrem să profilăm, să identificăm 200.000 de tineri mici, care nu sunt în programe de ocupare, de formare sau de nu sunt angajați pe piața forței de muncă, și să reușim împreună cu aceștia, prin consiliere, informare, să identificăm necesarul de investiții. Fie că vorbim de programe de a doua șansă, de programe de formare, fie că încercăm să îi reintroducem pe piața forței de muncă sau, de ce nu, cum spunea domnul primar Negoiță, să le dăm posibilitatea să-și dezvolte o firmă în momentul în care aceștia consideră că își doresc să facă acest lucru. Drept pentru care doamna ministru Ovana Plumb a anunțat că până la sfârșitul lunii iunie vom lansa toate apelurile de proiecte pe programul operațional Capital Uman, inclusiv componenta de startup-uri pentru niți, în valoare de 60 de milioane de euro, prin care sper să găsim cele mai bune soluții ca tinerii să reușească să-și construiască propria lor afacere. Pentru a ne asigura de succesul acestui program, împreună cu serviciile Comisiei Europene, și le mulțumesc pentru asta, încercăm să identificăm o schemă prin care să introducem inclusiv componenta de formare antreprenorială în cadrul programului. Pentru că este clar că avem nevoie să fim formați pentru a dezvolta afaceri și să vedem care este modul în care acestea pot să aibă succes. De pentru care vă invit să urmăriți site-ul Ministerului Fondurilor Europene și să interveniți în momentul în care un ghid este în consultare publică, pentru că doar așa, știind de la dumneavoastră nevoile din fiecare comunitate, din fiecare regiune, putem să facem ghidurile acestea să fie ofertante și accesibile. Nu vă spun faptul că în anul 2016 au fost lansate apeluri care n-au avut o rată de succes, de exemplu pe economie socială, pentru că ele au avut condiții mult mai restrictive pentru nevoia și pentru capacitatea pieței forței de muncă din România să livreze, să răspundă. De pentru care mă uit la dumneavoastră și știu că o parte din dumneavoastră sunteți implicați în organizații non-guvernamentale de tineri și am rugămintea să vă implicați și activ în politica națională, că până la urmă asta înseamnă strategia de tineri, să mergeți la finanțator și să ne spuneți, să veniți către noi, care sunt nevoile din comunitate, pentru a găsi tehnici și soluțiile necesare de a le finanța. Și vreau să vă mai informez că tot parte din Garanția pentru Tineret sunt programele de stagii și stagii de practică și ucenicie. Și am semnat de curând trei contracte în valoare de 9,7 milioane de euro. Inclusiv regiunea dumneavoastră este eligibilă pe acest proiect, de pentru care fac un apel către angajatorii de aici, care vor să primească și au studenți, elevi în stagii de practică și ucenicie, să se îndrepte către AJFM-ul local pentru a primi acea subvenție, conform legislației în vigoare. Și aș vrea să vă și spun, pe ucenicie vorbim de 1.125 de lei, pe stadii de 1.350 de lei. De asemenea, Ministerul are deschisă axă pentru prima de activare și avem 460.000 de euro în piață pentru a primi această primă. Adresați-vă ca tânăr Autorității Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă prin Serviciul Public de Ocupare de aici, de la dumneavoastră, pentru a beneficia de aceste măsuri. Pentru că este important ca fiecare dintre noi să ne implicăm activ în a face banii ăștia europeni să devină o realitate și să comunicăm asta, mai ales într-un moment crucial în care politica și viitorul politicii de coeziune este în discuție și avem nevoie de suportul dumneavoastră pentru a arăta că România are nevoie de acest ban. Cred că mai multe aspecte o să le discutăm la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Nu vreau să vă țin mai mult și vă mulțumesc pentru această întâlnire și sper să reușim împreună să facem politica de coeziune, Fondul Social European, mai aproape de resursa umană din România. Vă mulțumesc! Mulțumesc.
v-am spus că vom vorbi despre lucruri extrem de concrete și una dintre cele mai mari realizări pe care românii l-au avut în ultimii 20 și ceva de ani, una dintre ele aderarea la NATO, a doua aderarea la Uniunea Europeană, două realizări majore care ar fi fost imposibile fără diplomații români. Ministerul Afacerilor Externe a dus greul în toată această perioadă și se pregătește, de cred, după aceste două momente, unul dintre cele mai importante teste. Avem diplomați extrem de buni, apreciați în Europa, care ne reprezintă foarte bine și timp de 6 luni, ei vor fi cei care vor coordona un efort de reprezentare europeană a României. La 1 ianuarie 2019, România va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, urmând să coordoneze, practic, toate temele care țin de viitorul Europei și acest lucru nu ar fi posibil fără Ministerul Afacerilor Externe. După cum vă spuneam, domnul ministru Victor Negrescu nu a putut fi alături de noi, fiind necesară prezența domniei sale la Guvern. Avem însă alături de noi unul dintre cei mai apreciați diplomați români, doamna secretar de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului de Externe, doamna Melania Gabriela Cior. Abia așteptăm intervenția noastră, doamnă. Înțeleg de la domnul președinte Negrescu că ar vrea să facă o scurtă adăugire. Vă rog. Am așa o... Doar domnul Iftimoi a avut curaj să vorbească. E esențial în viață, dacă vreți să aveți succes, este să vă asumați responsabilități, să aveți curaj. Să vorbiți. Ok. Da. Haideți să ascultăm pe doamna. Sunt convins că tinerii din România trebuie să știe cum vor fi reprezentați și vă rog. Da. Vă rog, doamna ministru. Putem să continuăm cu intervenții. Eu sunt profesor al Universității Babeș-Bolyai, al Facultății de Studii Europene. Mă simt foarte bine alături de tineri. Cred că este important pentru voi să înțelegeți ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, pentru că am văzut foarte des aceste asocieri doar din perspectiva fondurilor europene. Poate pentru că privim Uniunea Europeană din acest unghi a ceea ce ne poate aduce. Să nu uităm că prezența noastră în Uniunea Europeană înseamnă a face parte din familia europeană, a împărtăși un set de valori, a cunoaște politicile europene, a acționa așa cum acționează alte state, a fi mândri că facem parte din familia europeană. Pe lângă importantele elemente care au fost subliniate aici de doamna ambasador referitor la acest program Garanția pentru Tineret oferită de Uniunea Europeană, poate a precizat și domnul rector, însă pentru că am trăit pe propria piele experiența de a beneficia de bursele Erasmus, cred că unul din cele mai mari beneficii pe care ni le-a adus Uniunea Europeană este tocmai acest program Erasmus+, care probabil în viitorul buget multianual va beneficia de sume mai mari, oferindu-vă astfel posibilitatea de a călători mai mult, de a cunoaște mai multe culturi, de a vă definitiva studiile de specialitate și în baza calificărilor pe care le veți obține, de a avea mai multe șanse de a accede pe piața forței de muncă. Și pentru că România va prelua la 1 ianuarie 2019, pentru o perioadă de 6 luni, președinția Consiliului Uniunii Europene, cred că este important să cunoașteți eforturile pe care ministrul delegat pentru afaceri europene, domnul Victor Negrescu și echipa pe care o coordonează, depune în sensul îndeplinirii cu succes în termen de eficiență și pragmatic acest mandat. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene se va derula într-un context european și internațional complex. Mandatul acestea urmând a ține cont de procese de anvergură care vor modela Uniunea Europeană, precum reflecția asupra viitorului Uniunii Europene. Vom avea și un summit important la Sibiu în 9 mai, tocmai pentru a deschide cadrul acestor dezbateri România, având astfel posibilitatea de a cadra discuțiile care se vor desfășura în acest sens.
Printre temele majore pe care le vom avea în vedere sunt cele referitoare la viitorul buget multianual, cele mai importante unul din cele mai importante dosare pe care România le va gestiona. Mizele acestui dosar se referă, pe de o parte, la rolul major pe care acesta îl are pentru avansarea proiectului european și asumelor de care va beneficia fiecare stat membru în perioada de programare post-2020. Pentru România, va fi important ca noul cadru bugetar european să fie centrat pe interesele cetățenilor europeni, inclusiv ale tinerilor. Așa cum am arătat și în exercițiile anterioare, atingerea unui acord cu privire la bugetul Uniunii Europene nu a fost niciodată un exercițiu facil, fiind rezultatul unui complex proces de negociere între statele membre, la nivelul Consiliului Uniunii Europene, al Parlamentului European, în baza propunerilor Comisiei Europene. Iar România va trebui, împreună cu ceilalți actori implicați în proces, să contribuie la definitivarea viitorului buget într-un cadru de echilibru, având în vedere și consecințele acestor provocări. Deținerea președinției Consiliului Uniunii Europene reprezintă o etapă importantă în consolidarea statutului României de stat membru al Uniunii. Preluarea acestui mandat oferă totodată României oportunitatea de a-și reafirma angajamentul în procesul de relansare a proiectului european, de a demonstra capacitatea politică și administrativă de a exercita cu succes obligații importante în cadrul Uniunii. În contextul organizării a numeroase evenimente la nivel înalt, statul care exercită președinția beneficiază de o bună vizibilitate pe plan extern. Aceasta poate fi folosită de o manieră eficientă pentru o promovare economică, comercială sau investițională, turistică și culturală. Eforturile care se desfășoară la nivel național în vederea exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene și produc efectele pe termen lung prin contactele la cel mai înalt nivel pe care le oferă leadership-ul politic național, prin consolidarea pe termen lung a administrației publice și prin vizibilitatea pe care o oferă țării în condițiile participării elitei politice și tehnice europene la reuniunile organizate în țara gazdă. Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, a derulat un amplu dialog cu ministerele de linie, cu instituțiile subordonate, cu alte instituții cu atribuții în domeniul afacerilor europene, Parlamentul României, Administrația Prezidențială, membrii României Parlamentului European, ai Comitetului Economic și Social European și ai Comitetului Regiunilor. Am realizat de asemenea și o cartografiere a actualelor și viitoarelor dosare legislative și nelegislative de pe agenda Consiliului Uniunii Europene, care au potențialul de a intra pe agenda viitoarei președinții a României la Consiliul UE, fiind monitorizată evoluția acesteia. Eforturile României se vor concentra cu precădere pe dosarele legislative și nelegislative cu impact direct și imediat asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. România va urmări ca prin activitatea pe care o va desfășura la președinția Consiliului Uniunii Europene să obțină rezultate concrete pentru cetățeni și să pună în valoare beneficiile pe care o lume solidară, puternică și unită le poate aduce fiecărui cetățean în parte. România dorește ca printr-o președinție pragmatică și eficientă să contribuie la avansarea agendei europene și la conturarea deciziilor politice privind viitorul Uniunii, care să răspundă așteptărilor cetățenilor europeni și în special tinerilor ca principal beneficiar ai continuării unui proiect european de succes. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. În spatele acestor cuvinte care țin de diplomație și de exercițiu, din spatele ușilor închise, stau lucruri care contează pentru noi. Banii europeni sunt doar o parte. Interesele românilor vorbind de dosarele care vor fi gestionate de președinția română în acea perioadă. Brexit-ul, spre exemplu, sunt sute de mii de români, a căror soartă depinde de negocierile pe care inclusiv România, sau mai ales România, în acea perioadă le va conduce. Am avut nevoie de curajul unui sportiv pentru a sparge gheața și de experiența competițională a domnului Știmoaie, dar
chiar dacă nu toată lumea din sală a avut experiența noastră de viață, sunt convins că mai sunt intervenții pe care le-am putea lua. Foarte mult. Haideți că vine unul de dumneavoastră sau vine colega mea. Haideți. V-aș ruga să vorbiți foarte concret, foarte la obiect, exact întrebarea noastră sau întrebarea pe care doriți să o adresați. Ușor? Pardon. Vă rog, haideți. Bună ziua! Nicolae Pălucare este numele meu, președintele Federației Asociațiilor Basarabene de România. Normal, speresc că în contextul anului centenar ar fi frumos să vorbim și despre 10.000 de tineri care vin la studii din Republica Moldova. Întrebarea mea ține de... Știu că nu ține direct nici de o structură, practic, pe care o reprezentați domniile voastre. Totuși, aș vrea să știu părerea dumneavoastră vis-a-vis de subiectul integrării acestor tineri, integrării academice, integrării socioculturale și angajării acestor tineri în mediul muncii. Dacă putem spune așa, vorbesc aici despre, atât despre informarea angajatorului cu privire la angajarea acestor tineri, cât și despre informarea autorităților despre cum ar fi cea angajați acești tineri. Mulțumim foarte mult. Alte intervenții? Acum am văzut că mai erau minintise. Vă rog. Bună ziua, nu așteptam să... Poate nu așteptam să... Mai câteva intervenții și apoi vă ok. Bună ziua, numele meu Denis Bidariu. Fac parte din diferite organizații de tineret și nu mai o să vorbesc în calitate de tânăr al Bacăului. O întrebare este pentru doamna ministru. Vorbeați mai devreme de acele direcții de zile de sport și tineret și de acele concursuri. Sunt mai multe lucruri pe care aș vrea să vorbesc, încerc acum să fac ceva mai scurt. De multe ori, organizațiile de tineret au încercat să colaboreze cu DGTSU sau DGSTU, acum, și o să dau concret exemplu cel de la Bacău. De fiecare dată când s-a încercat să lucrăm cu direcția județeană, au fost unele probleme. De exemplu, când tinerii au vrut să acceseze anumite baze sportive, au spus că nu se poate acces ale sportivilor. Ok, nu încurcăm programul sportivilor, nu vrem, știm că sunt niște costuri acolo, dar totuși de asta este DGSD, corect? Asta e una. DGSD-ul de aici din Bacău mai are și un hotel special pentru sportivi, spune ei. Întrebarea mea este de ce? De ce tinerii nu beneficiază și sunt mulți tineri din județul Bacău, din diferite sate mărcinașe, care vrea să vină la anumite evenimente sau la anumite, cum e și acesta, cea întâlnirea, dezbaterea noastră de astăzi, ar putea să vină de la marginea Bacăului. Și nu au, pentru că nu au cazare. De ce DGTS-ul nu ar putea să ofere câteva locuri de cazare acestor tineri cu nevoie? Sunt mai multe alte aspecte, dar o să mă opresc aici. Întrebarea este cum am putea să facem această colucrare astfel încât DGSD-ul chiar să vină în sprijinul tinerilor. Tinerilor simpli și fără să fie parte dintr-o organizație și celor care sunt în job de tineret. Mulțumim, sunt foarte mult. Așadar, două prime teme. Una legată de integrarea în muncă a studenților din Republica Moldova, care vin să învețe în România. Sunt foarte mulți. Și unul dintre cele mai concrete forme de sprijin pe care România le-a acordat. Înțeleg că mai avem încă o chestiune, vă rog, foarte pe scurt, ca să dăm ocazia și răspunsul. Bună ziua, foarte pe scurt, să încercăm, cam așa se întâmplă. Vorbim pe scurt, tineri, și lăsăm frații să vă lăsăm. Mai așteptăm să veniți în Bacău, pentru că mi se pare că un dialog al surzilor suntem la dezbatere și ar trebui să avem dezbatere cu prelegeri, părerea mea personală. Reprezint peste 300 de tineri, sunt Gabriel Măguranu, Condorizul Centrul de Voluntariat din Bacău. Haideți să ne aplicăm concret la problemele tineret, să nu facem doar o poză și să transmit înapoi Uniunea Europeană că am făcut evenimente. Apreciem tare mult acest, dar dacă grăbiți tinerii, atunci de asta s-a devenit boală. Revenind acum asupra problemei pe care eu consider că e importantă, sau avem aici un profesor universitar și aș vrea să mergem direct la problemă.
respectiv problema educației, știm foarte bine că în contextul în care conform studiile europene se preconizează că până în 2020 vor dispărea 7 milioane de locuri de muncă, tocmai datorită dezvoltării tehnologiei și a inteligenței artificiale, se constată că România scoate cei mai mulți analfabeți funcționali și că sistemul de învățământ românesc nu mai corespunde așteptărilor europene și când vrem să facem, sau mai bine spus, cum facem să intrăm în această familie europeană și în acest punct de vedere al educației. Școala și tinerii aici în sală pot spune cât de mult îi ajută școala să se dezvolte. Unul la mână. Doi. O altă problemă pe care vreau să o transmit doamnei ministru, există în dezbatere, sau știu că există deja o discuție privind legea internship-ului. Pentru că vrem să facem foarte bine diferența între voluntariat, internship și ce a spus dumneavoastră mai devreme de practică sau ucenicie și așa mai departe. Este foarte important ca în România să existe o lege a internship-ului și ea să fie bine formată. Apoi, pentru doamna ministru, reprezentantul Ministerului Muncii, așteptăm cu interes acele ghiduri, într-adevăr, să fie puse în dezbatere și sperăm să fie mult mai accesibile, pentru că, sincer, în momentul acesta, dacă lucrăm doar cu mai smisuri, cu popul și cu... nu avem nicio șansă să accesăm acești bani. Dacă faceți doar ca să fie făcute și nu accesate, atunci succes o să fie exact aceeași situație ca și cu celelalte fonduri care au fost în anii anterior. Cam atât ales și pe ceilalți să vorbească. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult! Haideți să vă oferim și răspunsurile dumneavoastră în toată ordinea în care trebuie. Am să încep eu, dacă îmi permiteți. Doamna profesor, aveți dreptate. Ar fi ideal dacă toți cei prezenți aici în sală am putea fi antreprenori. Dar acest lucru nu se va întâmpla, aceasta este realitatea și trebuie să vorbim sincer. Dar important este să fim cât se poate de buni în meseria pe care noi alegem să o practicăm. Eu sunt sigură că, indiferent ce meserie ai alege, dacă ești bun în ceea ce faci, va fi o meserie bine plătită. Ca atare, ține și de noi, țin și de noi anumite aspecte. Într-adevăr, sunt meserii care sunt foarte căutate, și poate, deși, într-adevăr, ele nu sună foarte, foarte bine, tapițeri, strungari, tehnicieni, dar dacă sunt făcute de calitate, sunt făcute cu dedicare, acestea pot să-ți aducă și satisfacții personale, dar și satisfacții din punct de vedere financiar. Referitor la programele pe care noi, Ministerul Tineretului și Sportului, le avem cu românii de pretutindeni, de curând am semnat protocolul de colaborare pentru programul ARC cu doamna ministru a românilor de pretutindeni și anume este un program ce a ajuns la 10-a ediție și anume 3.000 de copii a familiilor de români din străinătate vor beneficia de tabele în România și de asemenea dorim să extindem această colaborare și pe partea de sport. Cu referire la problemele ridicate cu Direcția Județeană de Sport și Tineret din județul din Bacău, aici este domnul director de la direcție. Dumnealui este și el relativ nou, am avut o discuție cu dumnealui, are o nouă viziune, știu că are dorință și și-a propus multe lucruri. După ce vom finaliza discuțiile aici, eu am să mă duc cu dumnealui la direcție pentru a discuta și aplica. Dar ceea ce mi-a spus dumneavoastră nu este normal să se întâmple așa. Adică nu este normal ca un proiect care îndeplinește doar de criteriile și metodologia și punctajele să se pună piedici. Da, aveți dreptate. Nu este normal să se întâmple așa ceva și am să fac tot ce se ține de mine, am să vorbesc cu domnul director, să nu se mai întâmple, dar să îndeplinească criteriile din metodologie de siguranță. Locuri de cazare și accesul la bazele sportive. După cum bine a spus și dumneavoastră, direcția. Ministerul este împărțit în direcția de sport și direcția de tineret. Din păcate, acestea prea puține din cazuri conlucrează împreună, deși nu este normal. Foarte mulți sportivi
sunt tineri la rândul lor. Și eu îmi doresc ca cât mai mulți tineri să practice mișcare, să practice orice fel de sport, dar conform legislației în vigoare, bazele sportive și hotelul, în prima fază este pus sportului de performanță, activității sportive și în limita timpului și a posibilităților, dacă nu se suprapune cu activitățile sportive, poate fi folosit în baza tarifelor stabilite, tot așa, prin legislație. Tarife? De ce tarife? Dacă e director județean de sport și tineret, de ce tarife? Aceste tarife sunt percepute și sportivilor. Sportivilor care fac parte din diferite organizații, din diferite grupuri sportive. Vorbim de acei tineri care nu au posibilități. Dacă nu există metodologie și avem dreptate, nu există. Haideți să venim cu propunere legislativă să facem. Pentru persoane sociale, pentru cazuri sociale și pentru persoane cu handicap, există acele tabele dedicate dumnealor. Dar dacă doriți să discutăm mai aplicat pe o anumită speță, cu mare drag discutăm, noi luni la ora 1, dacă nu mă înșel, avem CCPT-ul, dar probabil că nu o să veniți la București, așa că putem să discutăm și după această ședință mai aplicat și cu domnul director să vedem ce... Cu drag, mulțumesc! Așa. Mulțumim foarte mult, doamna ministru. Vă rog, dacă aveți intervenții, doamna primar. Bazele sportive, o soluție ar fi să folosim bazele sportive din școli. Și aici e o problemă. Aici este o problemă, pentru că pe legislația actuală, și am avut întâlniri nenumărate și cu Ministerul, cu MTS-ul și cu Ministerul Educației, în care să nu mai fie prinsă structura de învățământ și să poată fi folosită în afara programului școlar de către toți tinerii care vor să facă treaba asta. În sectorul 3, în anumite școli, am reușit să-i convinc pe director, chiar dacă nu avem norme care să reglementeze, să le permită să facă treaba asta, pe unii i-am convins să lase baza sportivă deschisă, mai ales acolo unde am amenajat și trebuie să menționez cu arată o bază sportivă cu adevărat amenajată, iar unde directorii nu au fost de acord, tinerii, la telefon, am vorbit cu doamna inspector de sector. Săptămâna asta am făcut o vizită la un liceu din centrul Bucureștiului, pe Mihai Bravo, liceul Mihai Bravo, unde am văzut acolo că învață copiii cum să pilească o piesă la mingină. Și le-am spus doamnelor director că este inadmisibil așa ceva în București și că acolo eu vreau să facem un liceu de servicii, unde să învățăm să fie ospătar, chelner, barman, recepționer, cameristă și așa mai departe. Vreau să vă spun că n-au avut tupeul să mă contrazică, mai ales că n-aveau nici argumente. Dar știți care le era preocuparea, că am aflat după aceea de la doamna inspector. Ce facem noi cu cei 30 de maestri care nu știu altceva decât să dea la filă în minghină? Astăzi învățământul că de asta suntem în situația asta. Și o spun cu domnul rector, aici de față. E o problemă și mediul universitar, nu doar în cel preuniversitar, în care sistemul nu-i preocupă. Noi nu avem sistem de învățământ pentru cadre didactice. Asta nu se înțelege că nu trebuie să fim cu atenție și acolo. Sistemul de învățământ e pentru elevi. Sistemul de sănătate e pentru pacient. Ei sunt obiectivul existenței acestor sisteme. Pe care, de consecință, am și discutat-o, dar nu există centre de reconversie profesională și cei 30 de ingineri care știu să dea la pilă bine în menghină, să-i facem specialiști în domenii care se cer. Asta e un aspect. Un alt aspect, că vorbeați despre locurile de muncă pe care noi prevedem că vor dispărea în viitor. De pildă, în Paris, acum 20 de ani, erau mecanici la toate metrourile. Astăzi eu n-am mai văzut niciun metrou cu mecanic. Ele circulă singură. Adică degeaba vrei tu să te duci mecanic de metrou să lucrezi la Paris, că n-ai unde. Pe care, de consecință, vă spun că sunt anumite categorii care nu vor dispărea, ba din potrivă, se prevede că se vor dezvolta, cum ar fi cel din zona antreprenorială și din zona serviciilor. Că nu întâmplător am adus în discuție aceste două subiecte. Iar și în partea de IT, părerea mea este că aici va cunoaște o mare dezvoltare, atât pe partea de gestionare, de administrare rețele, și de administrare sisteme,
cât mai ales în partea de programare și de creiere de sistem. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnule primar. Cred că deja s-a încălzit atmosfera, s-a încins, nu și din cauza încălzirii globale sau pentru că vine vara în curând. Domnul primar Necula, și înțeleg că și domnul ambasador Cristea dorește să răspundă, vă rog. Bun, eu am să fiu foarte, foarte scurt. E evident și eu și prietenul meu, Robert, avem tot timpul ceva de explicat, pentru că noi trăim într-o lume foarte pragmatică. Auzindu-o pe doamna ministru, ne citea din ce va face România în următoarea etapă în care va deveni președinte, mi-am dat seama foarte clar că e undeva atât de abstract. Eu cu Robert înțelegeam foarte bine, pentru că știm acest limbaj desuzitat în cancelariile europene, dar e foarte greu ca să vă transmită dumneavoastră ce urmează să facă România din punct de vedere al ministerilor de linie. Lucrurile concrete pe care le facem, le facem împreună cu Uniunea Europeană și le discutăm aici. Dar să știți că trebuie și acele discuții pe ministerii de linie și toate aceste componente care au partea lor de birocrație. Foarte concret, îi dau dreptate domnului primar, trăiesc această sarabandă a bazelor sportive, de-aia mă apuc, ăsta este unul dintre motivele pentru care patru din terenurile de sport le fac în afara școlilor. Am făcut terenuri de sport în interiorul școlilor și nu prea putem să le folosim. Sunt patru săli de sport reabilitate în municipiul Bacău, câți dintre dumneavoastră aveți acces acolo? Da? Mai mult decât atât, vă dau un exemplu foarte concret. Am fost la unul dintre liceele care dețin acea bază reabilitată. Erau copii în șosete. În sala de sport. Adevărat, are o pistă de tartar foarte bună. Niște, da. Un pic prea mult. Nu să stăm cu ele 50 de ani. Să le păstrăm. Pe de altă parte, vă spun că povestea asta cu datul la pilă și eu dădeam la pilă când eram în liceu. Era aceeași treabă. Am senzația uneori că pe anumite paliere, din păcate, învățământul românesc nu s-a schimbat și nu s-a schimbat, că nu-i totul se deschide. Nu s-a adaptat la ceea ce se întâmplă în momentul de față. Nu e adaptat la nevoi. Sunt foarte mulți dintre agenții economici care sunt în momentul de față în sală și care au nevoie de dumneavoastră, dar dumneavoastră nu sunteți pregătiți pentru că ați învățat doar să dați la pilă. Și nu ați învățat, de exemplu, cum să sudați. Sau nu ați învățat, de exemplu, cum să operați o mașină alfanumerică. Și sunt fabrici în momentul de față în Bacău care au un mare deficit în acest sens. Un alt element, să știți că... Și dau exemplu concret al liceului Aricoandă din Bacău. Liceul de aviație, cum era cunoscut înainte de 89 și care era unul dintre cele mai importante furnizoare de locuri de muncă pentru aerostat. De forță de muncă pentru aerostat. S-a transformat în mare liceu teoretic. Și concurează acum cu Ferdinand, cu Alexandrii, de ce? Și aia a fost o decizie de Consiliul de Administrație. Și asta nu trebuie să uităm, chestiunea asta. Pe de altă parte, cred că neadaptarea învățământului românesc la cerințele pieței va crea niște falii și mai mari. Nu-i totul să scoatem niște copii foarte bine pregătiți, fizică, chimie, matematică, dar care nu se regăsesc sub nicio formă în ceea ce se întâmplă pe piața forței de muncă. Care nu putem lucra efectiv, deși și-ar dori mai mult să lucreze cu noi, cu municipiul Bacău, să susțină mai mult municipiul Bacău, nu avem pachet legislativ. Pe de altă parte, stimați colegi de la Federația Timilor, dacă nu reușiți să găsiți studențe, deși sunt convins cu un nou director, veți avea o tot altă abordare, bineînțeles, veți veni să faceți un parteneriat cu municipiul Bacău. Mulțumim frumos, domnule primar. Iată, avem o soluție. Doamna ambasador Cristea, vă rog. Mulțumesc și mulțumesc foarte mult tuturor celor care au intervenit din sală, pentru că, într-adevăr, eu cel puțin de asta am făcut această deplasare, mai puțin să vorbesc și mai mult să ascult. S-a făcut deja vorbire aici despre un paradox și pe mine mă fascinează paradoxurile și sunt în țara potrivită ca să îmi alimentez această fascinație aproape zi de zi. Este acest paradox, pe de o parte, angajatorii se plâng că nu găsesc forță de muncă,
Iar România are cel puțin în rândul tineretului una din cele mai mari rate ale șomajului. Ce se întâmplă? Exact această nepotrivire între meserile pentru care sunt pregătiți tinerii de sistemul de învățământ în România și ceea ce cere piața. Și aici este foarte important, dacă mă întorc la problema capacității administrative, să adăugăm capacitatea politică și mai ales de anticipare a politicilor publice necesare, pentru că toți vedem că lumea se mișcă extrem de repede, iar capacitatea guvernanțelor, și aici nu numai la nivel național, la nivel european, ne confruntăm cu aceeași problemă, de a veni cu politici publice care să răspundă, nu ține pasul cu viteza evoluției societății. Vă dau un exemplu la nivelul instituțiilor Uniunii Europene. Am făcut un efort extraordinar să reducem perioada de legiferare de la 5-7 ani cât dura de la o propunere legislativă până în momentul în care ea era adoptată de toate statele membre și de Parlamentul European, la un an jumate, doi, tocmai pentru a răspunde mai bine. Apoi s-a vorbit aici despre problema exportului creierilor și faptul că România pierde investiția pe care o face în tinerii săi și forța de muncă tânără și mai puțin tânără. Pentru că, de fapt, dacă ne uităm la cei care pleacă din toate straturile de vârstă și sociale și regionale. Și aici ce observăm este că aderarea la Uniunea Europeană s-a făcut în viteze diferite. Că tot se vorbește de Europa cu mai multe viteze. Și în momentul în care sunt cetățeni, acum vorbim despre tineri, care consideră că integrarea europeană, așa cum se realizează la nivelul statului, se face prea încet, își fac propria integrare europeană. Pentru că asta înseamnă piața unică. Se duc și se integrează personal acolo, ajung să-și construiască nivelul de trai și stilul de viață pe care și-l doresc. Și acest lucru va continua să se întâmple atâta timp cât va exista acest decalaj între așteptările cetățenilor și capacitatea guvernării de a răspunde acestor așteptări. De aceea mi se par foarte importante politicile și măsurile concrete de aducere înapoi a acestor cetățeni pe de parte și pe de altă parte, de creare în România a condițiilor, astfel încât să nu mai devină atât de interesant să-ți cauți o viață mai bună în străinătate. Pentru că eu care reprezint și comisia, dar sunt și cetățean român, sunt convinsă, cunosc foarte mulți cetățeni români care trăiesc și muncesc în Uniunea Europeană, sunt convins că nimeni nu pleacă numai de bine din țară. Este un cost personal, emoțional, familiar foarte ridicat și îl vedem, de fapt, pentru că avem multe familii care s-au destrămat ca urmare a acestui cost. Dar nu putem în același timp să refuzăm șansa și libertatea fiecărui cetățean de a-și căuta o viață mai bună. Și soluția este aici, în România, să crească oferta pe care statul român o face cetățenilor săi. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna ambasador. Știu că a fost un efort foarte mare, atât pentru cei care au venit să participe la această discuție, cât și la noastră, cei care au dezvăluit, practic, conținut discuția, arătând responsabilitățile pe care le aveți, ce puteți face pentru tineri din Bacău, din România și din Europa. Și piața asta unică sună atât de abstract, tot a sărbătorit 25 de ani în acest an de când s-a format, dar e vorba despre oameni. Sunt 500 de milioane și câteva sute dintre ei au fost astăzi alături de noi și mulți dintre ei încă sunt aici, așteptând răspunsuri. Cred că acest format, chiar dacă la un moment dat a apărut cumva foarte complicat, a arătat și cât de diferite sunt soluțiile pe care dumneavoastră le puteți accesa. Dar, de exemplu, garanția pentru tineret. Ați văzut, oamenii nu știau despre asta. Deci cum poți beneficia de lucruri despre care nu știi? Ce drepturi ai realitate dacă nu ți le cunoști? Și asta e cât de un câștig al acestui eveniment pentru faptul că, și nu vreau să trag acum concluzii, aș prefera să fac acest lucru, poate de ce nu, vorbitorul nostru care reprezintă până la urmă studenții din România și de data o să-i dăm cuvântul domnului de acolo.
Însă cred că un astfel de format e necesar și vă încurajez, domnule primar, vă felicit pentru faptul că dumneavoastră găzduiți aceste evenimente și vă încurajez să fiți în continuare un model de dialog cu societatea, pentru că aveți nu doar probleme, ci și soluții de multe ori pe care oamenii vi le pot oferi. Domnule rector, vă rog o foarte scurtă intervenție înainte de a da ocazia unui tânăr, cred că cel mai tânăr reprezentant al vorbitorilor din acest panel. Vă rog. Mulțumesc. Legat de faptul că unii tineri fac o facultate și după aceea se întorc la școli post-liceale, este un adevăr, este și în familia mea. Problema pleacă de la o proastă consiliere școlară, de la consilierea profesională, ceea ce la noi în România nu se face. Mulți părinți se substituie consilierului pedagogic și spun, băiatul meu, fata mea, poate fi doar economistă, ingineră sau nu știu ce. Și ea nu are vocație pentru această meserie. Termină facultatea și după aceea se reorientează către o altă meserie. Legat de faptul că școala este pentru elevi și studenți, aveți mare dreptate, domnule primar, dar din păcate în acest domeniu sunt instituția statului care ne încorștetează, ne obligă să facem învățământul după anumite discipline, anumite curicule. Ca să vă dau un exemplu, s-au ajuns în învățământul superior. Dacă vreau să introduc o disciplină nouă, să dureze 2-3 ani până mi se aprobă ca să poată fi predată acea nouă disciplină. Și vorbim de inovare. Inovare în domeniul educației, în domeniul sănătății, cercetării, administrației locale. Dar atâta timp cât sunt reglementări care corsetează, este foarte greu. Un exemplu este repartizarea cifrei de școlarizare în învățământul superior al acesta. Pentru prima dată s-o dat pe domenii prioritare. Și atunci ce scandal a ieșit în România. Cum a spus și doamna ambasadorii, țara contrastelor. De asemenea, cum spuneați, pentru viitor, într-adevăr, antreprenoriatul trebuie accentuat și un domeniu de antreprenoriat despre care nu s-au vorbit, pentru viitor va fi asistența socială. Speranța de viață a populației crește fantastic de mult și sunt din ce în ce mai puțini specialiști care se ocupă cu aceste aspecte. De asemenea, rândul tineretului, sunt mulți copii cu dizabilități, chiar foarte mulți. Iar și aici este nevoie de o asistență socială specializată acestui domeniu. Deci se poate face un antreprenoriat cu bani puțini în domenii din acestea înguste, de nișă, care pot aduce o mare plus valoare societății. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule rector! Aș vrea să vă felicit pentru faptul că ați ales să fiți aici. Atât pentru noastră, care ați venit din diverse părți ale țării, dar Bacău, cât și pentru noastră, care știu că a trebuit să faceți un efort pentru a traversa cumva orașul. Sper să fie meritat, măcar să vă fi trezit curiozitatea și să identificați câteva dintre persoanele responsabile, nu doar de viitorul vostru, ci și de prezentul vostru. Și ați văzut disponibilitatea la dialog, cu siguranță că îi puteți contacta atât pe dumneavoastră, cât și cabinetele pe care le conduc, fără comunicare, fără înțelegerea nevoilor. Noastră veți continua să primiți soluții de care nu aveți nevoie sau de care nu știți, în timp ce decidenții de partea cealaltă spun că au foarte multe oferte pentru noastră, dar nu le caută nimeni. Și nu putem rupe acest cerc vicios și nu putem transforma într-un cerc virtuos decât umplându-l cu informații. Și mă bucur foarte mult că l-avem alături de noi pe unul dintre reprezentanții naționali ai studenților din România, chiar președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești. Așteptăm mesajul dumneavoastră. În primul rând, în cazul în care există vreo nemulțumire legată de acest format, ați-mi voie să-mi asum eu ca moderator. Asta dacă vreți să începeți cu privițiile la adresa mea. Dar cu siguranță că e mult mai important să ascultăm care este mesajul studenților din România față de ceea ce ar trebui să se întâmple în primul rând la Bacău. Mulțumesc. Suntem critici, dar nici chiar așa. Onorat prezidiu, stimați invitați, dragi tineri, mai ales dragi tineri, pentru că despre voi este vorba. Ați observat în parcursul ultimului an și jumătate că Bacăul a devenit o destinație tot mai desirabilă pentru evenimente și personalități din plan național și internațional, tocmai din cauza voastră. Faptul că Bacăul este încă prezent de câteva săptămâni capitala tineretului din România, a reprezentat, din punctul nostru de vedere, ca și observator, este un boom extraordinar pentru generația voastră.
sper să aveți maturitatea și sper să existe continuitatea ca aceste lucruri să continue mai departe și sper ca și autoritățile locale să fie conștiente că Bacăul poate fi adevărat pus pe hartă, în special prin Bolu. Ceea ce privește problematica aceasta a șomajului, situația este una destul de grea și în țara noastră și destul de complexă. Adică, hai să pornim de la situația voastră din județul Bacău. Chiar dacă aveți un procent, sau din regiunea nord-est, dacă există un procent destul de mic de șomaj în rândul tinerilor, e adevărat că procentul e mic, dar hai să ne uităm și la gradurile de populare în rândul tinerilor. Cât dintre voi care sunt înțelepți, să zicem, urmează să plecați într-un centru universitar diferit de Bacău? Haideți să privim datele un pic mai la nivel macro și dacă facem acest lucru cu sinceritate, observăm că situația este una destul de problematică și, din păcate, nu sunt singura regiune în care acest lucru se întâmplă. Avem probleme în sistemul educațional încă din, mai ales în zona de preuniversitar, unde abandonul școlar atinge cote alarmante, n-are rost să vorbim de cifre. Aici, domnul rector, de exemplu, schița un scenariu SF de-a dreptul, sau, doamne, cel puțin în opinia mea, referitor la cum urmează să fie România peste 20 de ani, dar noi uităm că aproape 2-3 din unitățile școlare din țara asta au toaleta în fruntea școlii, continuare. Și cred că asta trebuie să fie una dintre prioritățile noastre. Mă bucur foarte mult că Ministerul Educației Naționale face tot efortul ca să introducă rețele wireless în aceste unități, dar haideți să luăm prioritățile rând de rând. Dacă ne referim iarăși la accesul la mediul universitar, nu? Care teoretic, conform tuturor statisticilor, îți oferă o șansă mai bună, atât, nu știu, din toate punctele de vedere, și financiar, și al gradului de satisfacție, și așa mai departe. Există încă un baraj enorm din punct de vedere socioeconomic. Și, într-adevăr, da, în acest an, Guvernul României a făcut un mare pas înainte prin alocarea a unor număr de locuri din cifra de școlarizare pe criterii sociale și numai pentru candidații din mediul rural, drăguț și frumos ar fi fost să facă chestiunea asta într-un mod transparent. Într-adevăr, pentru că s-a discutat și despre acest lucru, oferta educațională nu este corelată cu piața muncii. Da, este adevărat, 28% dintre absolvenții de studii superioare din România termină în domeniul dreptului, științelor economice sau administrație publică. Este absurd să credem că dacă nu veți fi super foarte bun la acest domeniu, veți găsi cu ușurință un loc de muncă. În contextul în care piața cere 5%, piața cere foarte mult absolvenți din zona IT și doar 5% dintre colegii mei studiază acest domeniu. Sunt cifre care sunt foarte simple, dar care ilustrează foarte bine peisajul în care trăim în ziua de astăzi. Dacă vorbim despre antreprenoriat, iarăși, cel puțin în mediul universitar s-au făcut pași importanți în ultimul an, prin înființarea celor societăți antreprenoriale studențe. Dar universitățile nu înțeleg despre ce e vorba în continuare și aici este în mare parte, dar există și cazuri de până în practică, desigur. Dar aici tot noi vom reuși să împingem mai departe, pentru că, într-adevăr, hai să fim serioși, antreprenoriatul nu e ca și o disciplină. Aici trebuie să fie și partea de autodidact. Și aici trebuie să fie și acea implicare peste măsura, sau peste media unui student tânăr, sau așa mai departe. Noi avem mecanismele și noi luptăm, cel puțin la nivel național, să existe mecanismele de finanțare, structurile, comitetele, comisiile, puteți să le spuneți cum vreți, astfel încât voi să vă puneți în aplicare aceste, nu știu, planuri de antreprenoriat, dar și voi trebuie să faceți acel efort de a vă implica mai mult. În continuare există loc de dezvoltare foarte mare pe zona de antreprenoriat. Mă bucur că toți antevorbitorii mei au subliniat acest lucru. Degeaba se subliniază dacă aceste lucruri nu sunt, nu știu, urmate și de o finanțare adecvată și corespunzătoare, pentru sau de crearea unor mecanisme. Gândiți-vă că la 20 de ani ești prea încântat să îți pui în joc un împrumut, având în vedere că nu prea, sau să presupunem că nu prea ai o locuință. Și, de exemplu, dacă studiești la cu taxă, cred că nu-ți mai rămâne un bloc, nu știu, în bugetul tău personal, astfel încât să poți risca cu adevărat să faci o afacere. Acum,
Acum, ar fi multe de zis. Eu închei cu faptul că a patra revoluție industrială ne pregătește, ne împrinde cel puțin pe noi ca țară total nepregătiți. Și noi, ca tineri, suntem singuri care putem face ceva în acest lucru. Vă invit să aveți o, nu știu, perspectivă mai deschisă către toate, către tot spectrul ofertei educaționale. Să nu vă duceți neapărat la domeniile care sunt considerate așa zise simple sau care sunt populare de drept și științe economice. Satisfacția voastră financiară, profesională și din toate punctele de vedere va fi probabil mult mai mare dacă veți alege să vă chinuiți din numele de rigor un pic mai mult în primii ani de studiu. Dar asta este un sfat personal și puteți să-l luați ca tare sau nu. Vă invit să vă implicați atât în mediul de elevi, studenți sau de tineret. Uniunea Europeană caută să, nu știu, dezvolte această cetățenie activă. Să nu uitați niciodată că democrația nu este un bun dat. Și democrația se poate pierde oricând. Așa că implicați-vă, uitați-vă la beneficiile pe care Uniunea Europeană și România vi le oferă și nu uitați să înapoiați măcar o parte prin acțiuni care nu costă neapărat sau chiar sunt destul de simple. Implicarea voastră contează mai mult decât credeți. Și vocea voastră este mult mai relevantă decât aveți impresia în momentul de față. Așa că fiți solidari cu generația voastră și spuneți tare ceea ce vă doare. Vă mulțumesc și sper să comunicăm și pe viitor. Uniunea Europeană nu înseamnă doar Bruxelles, Uniunea Europeană înseamnă și Bacău. Acesta este mesajul pe care, cred, dumneavoastră, toți cei care ați participat activ sau ascultând ceea ce s-a discutat astăzi, cred că îl transmiteți. L-ați transmis și celor peste 12.000 de oameni care ne-au venit în transmisia live. Cu siguranță, dumneavoastră, veți transmite acest mesaj mai departe, acasă, prietenilor voștri. Trebuie să credeți în voi. Vi se spune mereu să aveți răbdare, nu aveți de ce să aveți răbdare, nu cum sunteți generația care nu mai are răbdare. Văd asta chiar și la vârste mai mici. Fiul meu are 9 ani și deja nu mai are răbdare. Echipul cum o să fie peste 10 ani. Câteva dintre soluțiile de care aveți nevoie, cred că vi s-au prezentat. Nu în detaliu, pentru că e greu în câteva ore să comprimăm toate lucrurile bune sau rele. De care aveți sau nu aveți nevoie, dar cred că aveți suficiente indicii încât să luptați, pentru că puteți avea o viață mai bună și în țara voastră, fără a uita însă că Uniunea Europeană, cât este de mare, include și Bacău. E bine să ținem acest lucru minte. Și avem un ultim exemplu care aș vrea să și închidem înainte de a oferi cuvântul de acest sens domnului președinte Negoiță. Avem două distinse doamne care vor să vă prezinte, sunt convins că foarte pe scurt, ce se poate face cu banii europeni în Bacău pentru tine. Atenție, este ultima intervenție, așa că vă doresc succes. Să țineți pe oameni cu atenție, da? Mulțumesc frumos! Sunt Ioana Ivanov. Noi am avut plăcerea de a elabora strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Bacău. Am început acum mai bine de un an. Și una dintre problemele pe care ni le-am pus într-adevăr a fost cum valorificăm momentul pe care municipiul Bacău îl câștigase în calitate de capitală tineretului. Și de la început acesta a fost un element central al viziunii. Și da, vrem să, ca Bacău să fie un centru regional, credem că Bacău este relevant la nivel european, poate deveni un nod economic competitiv, dar credem că trebuie să înțelegem cum să rămână și tineri în oraș și am transpus asta foarte pe scurt pe trei direcții mari. Odată în zona de abordare a competitivității economice, pentru că da, am vorbit despre antreprenoriat și colega mea va detalia un pic mai târziu. Dar ne-am uitat și la zona socială. Și asta nu s-a discutat poate foarte mult astăzi aici. Municipiul Bacău are 23% din populație care trăiește în sectoare de recensământ dezavantajate. Asta include tineri, asta include copii, asta include familii. Și este o linie de proiect foarte importantă a municipalității. Nu vă spun cât de bine se vede până la dumneavoastră. Și apoi ne-am uitat la cadrul urban. Pentru că vrem, nu vrem, ca tinerii să rămână în oraș și trebuie să aibă calitatea vieții ridicată. Ei trebuie să aibă unde să-și petreacă timpul liber. Familiile, după cum bine spunea domnul primar, trebuie să aibă unde să ducă copiii la creșă, la grădiniță. Tinerii trebuie să aibă unde să-și continue studiile apoi, în etapa de liceu și de universitate, și apoi să aibă unde să-și găsească un loc de muncă. Ne-am gândit la tot acest parcurs și l-am inclus ca o temă transversală
în politica de dezvoltare pe care am propus-o până pentru această perioadă de programare, de fapt, până în 2023. Și ca să ajungem la proiecte concrete, care credem noi că sunt relevante pentru dezvoltarea orașului și pe care vă propunem să le urmăriți și pentru care vă propunem să veniți cu idei, poate, și cu păreri în fața municipalității, pe zona de dezvoltare economică s-a discutat foarte mult despre hub-ul de tineret. Este vorba de un incubator, vrem și noi un incubator puternic și competitiv. Poate ne vom inspira de la București, poate vă vom face concurență. E vorba de fostul Cinema Orizont, unde se discuta despre un centru de tineret, ne dorim să devină un centru de tineret în adevăratul sens al cuvântului, un centru antreprenorial, un centru de vitalitate urbană. Pe termen mediu lung vorbim și despre dezvoltarea unui parc industrial, unde să se creeze locuri de muncă suplimentare pentru tinerii din Bacău și din Dumai. În zona de dezvoltare socială este important să știți, dacă nu știți deja, pentru că parte din dumneavoastră ne-am văzut deja la unele întâlniri de lucru. Municipiul Bacău are un grup de acțiune locală cu o strategie aprobată, care așteaptă doar lansarea apelului pe POP-ul, pentru a-și reține... Poftim? Perfect, abia așteptăm. Deci ne dați o știre pentru Băcăni, cred că va fi o știre. Deci veți finanța această acțiune cu... Deci primăria Bacău, grupul de acțiune locală, are aprobat o strategie de finanțare, de dezvoltare locală, atât pe măsuri ce țin de POC, cât și măsuri ce țin de POC. Pe partea măsurilor ce țin de POC și POC-ul, deci operațional, capital uman, pe partea de resurse umane, cât și pe partea de... Valoarea totală? Valoarea 7 milioane, din care 1 milion este pe partea de program operațional capital uman, iar săptămâna viitoare vom lansa apelul care permite cheltuielile de funcționare al acestui gard. Mulțumesc! Concret, asta înseamnă în cartierul Izvoare și pentru zona de sud a orașului, pentru zona cu cele mai puternice fenomene de marginalizare, înseamnă măsuri integrate pentru familii, de la cum aș sprijini familiile să țină copii, să participe la procesul educațional, să meargă la grădiniță, la școală, până la măsuri de ocupare, de formare, vorbeam de meserii, vorbim de asemenea de întreprinderi sociale, și până la măsuri de infrastructură, pentru că, da, sunt cartiere care au nevoie de intervenții și în infrastructură. Ca să trecem mai departe, pentru că nu avem foarte mult timp, pe zona de dezvoltare urbană au fost eforturi considerabile în ultimul an, care credem noi că se vor vedea, puteți să vă așteptați ca din 2020, de fapt din 2019, va fost să fie un fel de șantier, dar în sensul bun. Pentru că avem un portofoliu de proiecte prioritare care au prealocați cei 48 milioane de euro. Ne referim la mobilitate urbană, de la mers cu bicicleta, la eficientizarea transportului în comun, la îmbunătățirea condițiilor de trafic prin management inteligent al traficului. Exact ce vă doare, da, de asta vreau să accentuez. Avem asta în vedere și discutăm despre trasee de biciclete prin tot orașul, acces mai facil la parcuri, la malul de lac. Deci sperăm să vă placă și să le folosiți cu plăcere. Vorbim de asemenea despre renovarea infrastructurii educaționale pentru grădinițe, creșe și învățământ tehnic. Avem pe lista scurtă două licee și până la 5 sunt creșe și grădinițe. Vorbim despre spații verzi și mediu, terenuri degradate, la care acum poate nu aveți acces pentru că, eu știu, sunt foste terenuri industriale sau pur și simplu sunt terenuri verzi neamenajate. Avem în vedere amenajarea lor și crearea de noi spații verzi pentru tineri, unde puteți să mergeți să petreceți timpul liber. Și vorbim despre proiecte în comunitate, pentru că am vorbit despre zona Izvoare, unde am mers pe mecanismul CLLD cu galul, dar avem și proiecte complementare în alte cartiere. Exact după cum se discuta mai devreme, sunt cartiere unde spațiul dintre blocuri este neamenajat sau periculos, spații dominate de mașini, străzi neamenajate corespunzător și avem în vedere 4 proiecte în alte cartiere, proiecte mari. Asta ar fi pe larg, cred că mi-am depășit un pic timp. O să revenim și la colegarea noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că merită aplauze, pentru că fără aceste lucruri care dau atât de tehnice, nu se vreau să le prezentă aici. Domnul primar n-ar putea să facă ceea ce promite, niciun primar n-ar putea face ceva
concret și major în România, fără investiții cu bani europeni, nici domnul rector n-ar putea să ofere condiții mai bune probabil la universitate, nici chestiile tehnice pe care vi le-a prezentat doamna secretar de stat, Cioc, n-ar părea să aibă concretețe, dacă n-ar fi toate aceste lucruri care sunt înlănțuite. Și aceasta a fost dorința noastră și vă mulțumesc că ați avut această răbdare, că știu că nu este ușor, indiferent de vârstă să ai răbdare, dar ăsta este parcursul prin care viața noastră se îmbunătățește în Europeană. Altfel, cele 100 de miliarde de euro care au intrat în România, banii europeni sau investiții sau ce au trimis rudele noastre de afară, nu ar fi fost posibile. Acesta este parcursul. Și în acest fel putem progresa. Ca lucrurile de loc toți bagajele și plecăm în Germania și ne place acolo. Dar dacă vrem să ne placă și în România, trebuie să folosim aceste resurse. Aceasta este marea provocare. Aș vrea să le mulțumesc și angajatorilor. Oamenii pe care dumneavoastră vă așteptați să-i întâlniți în Bacău, dacă vreți să rămâneți în Bacău, să munciți, noastră tinerii. Și avem aici o voce importantă care dorește să-și transmită mesajul. Vreau să vă prezentați și să ne spuneți ce nevoie aveți dumneavoastră ca angajator și ce doriți de la tinerii din Bacău. Vă rog, doctor Cantu. În primul rând vreau să mă prezint. Numele meu este Popa Dan Paul Mărin. Sunt directorul de resurse umane al companiei Aerostar Bacău, care practic este cea mai performantă întreprindere. Vreau să vă ridicați pentru transmisie, să vă vadă mai bine și colegii mei și cei care ne urmăresc. Vă țin eu, vă cine vreți să știți? Mai bine vorbiți liber. Credeți-mă că e mult mai... Sunteți suficient de... Deci, încercam să mă prezint, vă spuneam că sunt directorul de resurse umane de la Aerostar Bacău, care este compania cea mai performantă din domeniul industriei aeronautice din România. În același timp, mai am a doua calitate, sunt de aproximativ jumătate de an președintele Patronatului Județean Întreprinderilor Mici și Mijlocii de aici de la Bacău. Și în această dublă ipostază, aș vrea să sintetizez, să zic așa, câteva idei care mi-au venit pe parcursul discuțiilor care au avut loc astăzi. Oricum, înainte de toate, vreau să felicit această inițiativă de a organiza evenimentul acesta sau această dezbatere aici la Bacău. Nu avem foarte multe astfel de ocazii și dacă ele, într-adevăr, sunt deschise, dacă sunt, la urmă, niște critici constructive care să facă ca lucrurile să îmbunătățească, cred că este un lucru foarte important. Fără să am, sau fără să aveți pretenția că am surprins anumite chestiuni într-o ordine logică, pur și simplu, pe măsură ce discutam, mi-am notat de ceva, și ca să câștigăm timp, pentru că am văzut că există o oarecare dorință de a încerca să limităm pe vorbitori, am să încerc să le parcurg cât pot eu de repede. Chiar cu riscul că unele dintre ele au mai fost puse de alți vorbitori, dar dacă le subliniem de mai multe ori, înseamnă că necesitatea lor este din ce în ce mai evidentă. Și aș începe prin faptul că pentru viitorul tinerilor, pentru viitorul european al României, pentru regiunea Nord-Est, pentru zona Bacău, cred că e foarte important să se aloce eforturi și implicare pentru investiții în infrastructură și pentru eu știu, reducerea decalajului dintre regiuni. Sunt o parte dintre cei prezenți astăzi aici care au posibilitatea să influențeze diversi factori decizionali, unii poate chiar sunt factori decizionali, sau pot să facă lobby pe lângă aceștia, astfel încât aceste chestiuni care sunt majore, practic, la scara, la scara națională, să poată să devină niște practici efective. Apoi, aș vrea să vorbim câte ceva despre accesarea fondurilor europene. Trebuie făcute eforturi pentru simplificarea procedurilor de accesare a acestor fonduri. Toată lumea le-a reclamat în fel și chip și birocrația este excesivă și din acest motiv, cred că trebuie repede găsite niște modalități de a rezolva acest impediment. Trebuie eficientizată lansarea programelor sau, dacă vreți, grăbirea lansării acestora. De multe ori pierdem timp prețios din programele astea lansate la nivel european până când reușim să lansăm efectiv spre licitație programele. Și cred că nu ne mai putem permite acest lucru. Deci ar trebui găsite forme prin care, nu știu,
cu diverse ajutoare de la mai multe ministere, de la mai multe instituții ale statului, să găsim calea cea mai bună pentru a da deoparte acest impediment. De asemenea, modificarea sau simplificarea achizițiilor publice. Știți foarte bine că sunt mari probleme cu licitațiile și mai ales cu contestarea acestora. Eu cred că trebuie să... foarte mult, doar să renunțați la ideea principală, pentru că suntem deja de 3 ore și nu vreau ca să credeți că vă limităm un fel dreptul de a vorbi, dar că vreau să fim siguri că încheiem împreună acest eveniment și fac apel la țărșa noastră, vă mulțumesc din suflet. Da. De aia am zis că citesc, ca să fie mai scurt vara de bună. De asemenea, cred că trebuie eliminat cumva sau diminuată proliferarea acordării acestor ajutoare sociale, mai ales fără nicio contraprestație din partea celor care sunt în caz de muncă, deci care fac parte din populația activă, indiferent de vârsta acestor. De asemenea, trebuie, și s-a mai spus acest lucru, să corelăm programele școlare și cele universitare cu nevoia mediului economic și social la nivel național, regional și local, și să nu lăsăm la voia întâmplării aceste lucruri. S-a mai pus problema, eu știu, accentului pus pe înființarea școlilor profesionale, pe învățământul tehnic. Cred că este o mare nevoie. Industria se pare că e într-o mică relansare după un declin de mai lungă durată. Și ca să fac așa o mică glumiță, pentru cei 30 de maestri de la școala pe care o aveați dumneavoastră acolo la București, vă rugăm să-i trimiteți la Eurostar, că îi angajăm noi. Cei 30 de maestri. Mulțumim, vă rog să concluzionați cu... Predictibilitatea fiscală este o chestiune foarte importantă. Stabilitatea legislativă, care nu prea se găsește. Dezvoltarea antreprenoriatului prin educație primară, secundară și chiar terțiară. Și atractivitatea mediului de afaceri, eventual prin construirea unor sau investiții în incubatoare de afaceri. Să nu uităm că a fost un program Startup Nation, fără finanțare efectivă sau cu întârziere la finanțare. Și nu cred că e un lucru bun, trebuie să corijăm lucrurile acestea. Mulțumim. Să încetăm să mai strălcim modelele europene, indiferent de domeniu, legislativ, economic, învățământ, justiție sau toate celelalte. Și cred că ar trebui să preluăm inteligent președinția Uniunii Europene. Am să închid cu asta, mai să ridic două, trei chestiuni. Deci, pe de-o parte, anul acesta care este anul centenar de la Marea Unire din 1918, cred că e un bun prilej pentru a promova România înainte de preluarea acestei președinții. Și, de asemenea, cred că toți factorii care pot să se implice cu ceva ar trebui să scoată în evidență tot ceea ce are mai bun țara noastră, atât în domeniul afacerilor sau brandurilor de la afacerile românești, cu turismul, cu sportul, cultura sau eventual societatea civilă. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc! Ați sintetizat foarte bine multe dintre lucrurile importante care împreună vom pleca după această întâlnire, dar nu se reveste plăcerea domnului primar Robert Negoiță, președinte delegației naționale a României la Comitetul European al Regiunilor, organizator principal al acestui eveniment, alături de Primăria Municipiului Bacău, alături de Comitetul European al Regiunilor. Să nu uităm implicarea specială, nu doar prin prezența doamnei ambasador Angela Cristea, care îi mulțumesc pentru prezența, a reprezentanței Comisiei Europene în România, și mai ales a dumneavoastră, celor care astăzi ați fost alături de noi pentru a vorbi despre viitorul tinerilor, care de fapt înseamnă viitorul nostru în Bacău, în România și în Uniunea Europeană. Domnule primar Negoiță, cuvântul de încheiere vă aparține. Cât pot, mulțumesc mult, cât pot eu de scurt, și anume are legătură cu tineretul, are legătură cu voi, are legătură cu Europa, are legătură cu valori, și anume, nu există satisfacție mai mare decât satisfacția care vine din muncă, nu există modalitate corectă, trainică, sănătoasă de realizare decât realizarea prin muncă. Și dacă există ceva, și l-ascultam și pe domnul rector care spunea că trebuie să ne găsim, vocația este cea mai importantă și care vă va defini existența. Alegerea zonei în care vreți să activați, pentru că trebuie să vi se potrivească. Și dacă există cu adevărat o realizare importantă în viață, este aceea să reușiți să mergeți la lucru de plăcere. Și vă doresc cu adevărat ceva și vă doresc din suflet
să ajungeți în situația în care să aveți tot ce vă trebuie, tot ce e necesar existenței și cu toate acestea să vă duceți să munciți așa cum îi se dă pe mie și să o faceți din plăcere. Pentru că, așa cum am mai spus, cele mai mari satisfacții de aici vă va veni. Și în momentul ăla veți fi cu adevărat niște oameni realizați. Vă mulțumesc de sus. Mulțumim foarte mult, domnule primar, mulțumim tuturor. Reflectând asupra Europei, inițiativa Comitetului European al Regiunilor și dialogul cu cetățenii, inițiativa Comisiei Europene, două eforturi de comunicare necesare, astăzi întâlnite la Bacău. Mulțumim și Guvernului României care a înțeles să-și trimite reprezentanți la acest eveniment. Mulțumesc mediului academic reprezentat cu cinste și, bineînțeles, dumneavoastră tuturor. Aveți încredere în voi și cu această încredere o să vă invit și la o sesiune de networking. Nu știu dacă o să fie la fel, dar mulțumesc foarte mult, doctor Manitor, și primăriei Bacău pentru sprijin.